Care este cea mai modestă vedetă pe care ai cunoscut-o? Valentino Rossi. Deci care e cea mai mare dezamăgire? Mar Marquez. Fotografia de sport e foarte grea, e foarte costisitoare, banii nu vin imediat și tu ca fotograf trebuie să te vinzi. Întorc capul, era Gigi Soldan. Dumnezeu, fotografie în MotoGP. Nu este niște niște copii cu ceva ani în plus, în buletin, atât. Că în cap, de multe ori, nu... Păi și voi că ați investit în toată treaba? Schimbăm subiectul că se uită și nevastă mea, lasă-mă în pace. <laughs> Ți-e frică că dur pe Mi s-a stricat GPS-ul, sunteți nebuni. Păi? păi mi-arată să fac în 1129 de kilometri să virezi la stânga. Ce să faci cu telefonie mobilă în Sulahara? Unde pune uliu frână. mi am trezit în, cas, în cameră cu trei tovarăși de la fostul KGB. Cât de greu să ajungem în Premier League să fii fotograf oficial? Păi greu. Am așteptat mai bine de an jumate. Nu, îl priveam, băi, Valerică, te simțeai relaxat în prezența lui. Înainte să înveți să alergi, învață să mergi. Bun găsit, dragilor! În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi aici la Umblă Vorba pe YouTube și pe toate celelalte platforme de social media. Astăzi am plăcerea să stau de vorbă cu Sebastian Popescu. Din nou am scris că știți că... Bun. Despre Seba vă voi spune doar atât. A trecut de cercul polar de nord, dar nu prin Europa, adică prin Suedia sau Norvegia, pentru că probabil ar fost mult prea simplu. E bine, a ales să facă acest lucru prin mult iubita Rusie. Mă rog, vedem noi cât de iubită e. Da, Rusia. Adică a încercat să descoperi nimicul acel pustiu despre care s-a mai vorbit aici în, în podcastul nostru, uh, dar prin zona grea. La ce te gândești? La cât era de frumos acolo? Te ascult. <laughs> păi păi chiar era frumos, sincer. A, da? Mi-a plăcut, aia e Bine. Vă spune că nu vă impresionează, dar când mergi cu mașina pe drumul oaselor și ajungi să parchezi la polul frigului, cred că nu mai pare atât de banal. Dacă această aventură nu v-a făcut curios, atunci vă mai spun că a fotografiat MotoGP-ul Formula 1 Campionatul Mondial de Rally Cross este fotograful oficial Red Bull Romaniax sau al Transilvania Open. Și nu numai. Înainte de toate, ar trebui să-l cunoașteți și voi pe Seba, măcar atât cât îl cunosc eu. Și o să începem cu... Ai bun venit! Servus. Și să începem cu întrebarea noastră clasică. Unde, când, cum și mai ales de ce te-ai născut? Sau mai ales de ce vin pe lumea asta? Vezi că e întrebare complexă, ești tu pe bucăți așa. Unde, când, cum la Hunedoara? Mulți ani în urmă. În județul Hunedoara. <laughs> în Hunedoara, în oraș. Așa. Din ce am înțeles de la ei Dumnezeu să îi odihnească, eu aș fi fost, aș fi fost conceput undeva pe o motoretă în gura peșterii muierii, undeva prin Bihor. Dar cum s-a nimerit? Peștera muierii, motoretă, a, concepția, s-a putut. Da? a fost să fie. Uh, da. Acum 51 în... de ani. A, an bun. Bun. An, an bun. An bună treabă. An bun. Dar de ce aflăm răspunsul pe parcursul acestei discuții sau ni răspui de acum? De multe ori nici eu nu știu. N-am reușit să descopăr. Nu în dat încă, să încă caut. Ești în căutare, nu? Mai ai fost un copil cu minte? Nu. Nu. Uh, îi spunea mai că mi de multe ori. Bă, dacă nu mă... Ultima bătaie am luat-o la 28 de ani. Dacă mi au dat un dos de palmă, a trecut primul ușa de la cămară. M-au durut duru dinții două, trei zile. Da, de la ce ți articulat -o? mă, de deja eram, mă credeam eu mare voinic, știi? Așa. Pe picioarele mele, nu, nu, m-au dus cu picioarele pe pământ. bă, n-am fost codrule băiat cu minte, dar nici n-am fost extraordinar de turbat, știi? Ok. Dar știu că F făceai turbăciuni. Făceam turbăciuni, dar aveau toate o frână la un moment dat. Deci îmi luasem niște bătăi. Cel mai bun prieten al meu în copilărie era furtunul de la Alba Lux 9. Și ne-am ăla în... cu striații buni. Ne-am împrietenit atât de tare că ajunsesem să mă gândesc mai are rost să mă duc over the limit, știi cum zic ăștia? Okay. Și zic, bă, aici trebuie să pun frână, că e groasă, rău de tot. Era groasă. Bine, ajunsesem și furtul -a. nu era gros. <hătos> deci, mai că mi-a fost Dumnezeu meu, crede-mă. da în momentul în care îmi spunea Sebastian, era clar. Era nasol, rău de tot. Dacă era cu Sebi, era bine. Pe atunci ai stai cu Sebastian Că e mai bine Pot, Singura, poate perso te singura în persoană fiecare. În fața cărei am tremurau genunchii Când zicea Sebastian era mama La Restul era ok Ce te fascina în școală? Că încerc cumva să înțeleg de unde ai ajuns în zona asta cu fotografie, a televiziunii. Păi, uh, a plecat de acasă. Atât mi mea cât și taică meu vii trec, lucram în industria cinematografică. Așa. Noi aveam acasă pe vremea aia, să vorbesc de anii 80 anilor 80, da? aveam un aparat cu bobină cu film pe 33. Ok. Da. Și mai aveam pe 8 mm iar. Hai 8. Da. Erau niște chestii. Și alea le proiectam în garaj. Rar. Pardon. Dar le proiectam în garaj. Fiind în industria cinematografică, la cinematograf în mod special, că asta e, așa se numea la vremea respectivă, vedeam absolut toate filmele posibile la vremea aia. Nu știu dacă atunci s-a făcut declicul, dar e clar că a influențat. Având și aparat foto acasă, era prin casă un aparat foto un rusesc, nu mai țin minte. Zmena. Zmena. La, și acum îl am. Uh, în prima fază, mie îmi plăcea foarte tare că la cât e o serbare, la așa. cât, la cât e un chef. Cum zic, la cât o așa. <coughs> Vă fac eu pozele. De multe ori nici n-aveam film în aparat. Dar era calea cea mai ușoară să ajungi la fata cea mai mișto din clasă sau de la cheful respectiv. Deci te-a pasionat în excrocherie, de fapt, în excrocherie <laughs> sentimentală cum ar veni. <laughs> Știu că ai o poveste foarte mișto legată de cum ai ajuns să lucrezi în Pro FM și mai apoi în Pro TV. Nu spui? Cum să nu? Era prin sfârșitul 95, începutul 96, cred că. Vali Boieru, care nu mai e printre noi săracu, uh, Veni de la București să pună pe picioare Pro FM și Pro TV Deva, venea și mânca la mine. Eu la vremea aveam un fast food. De fapt două. Unul la Hunedoara și unul la Deva, care era peste drum de sediu Pro TV-ului. Omul fiind venit în Deva, fără familie, venea și mânca la mine. Atât de mult l-am L-am sucit de cap și -am, mi l-am făcut de client fidel, încât ajunsese să mănânce pe caiet. Și ei căutau. Tot îmi ziceau, bă, mie îmi place vocea ta. Eram puștan, aveam 20 și ceva de ani, nu aveam în cap altceva decât partiuri, să-mi iau o mașină mai nu știu de care, ca orice copil tâmpit de 25-26 de ani. Nu știu dacă avea 26 de ani, nu cred că avea. În fine, și vine Vali la mine și îmi zice, băi, trebuie să mă scoți din Rahat. Păi și cum să te scoți din Rahat? Și nu vezi ce coadă am aici? Eram singurul fast food din Deva, a, ah, nu, mai era unul la, piață, la gară, la Pocăitul. McPoc, îi zice la ăla. Și în zi de azi. Mecpocăitul. Da, Mecpoc. <laughs> <laughs> <Și coughs> îmi explic că omul, uite, băi, am promis șefului meu, am nevoie de un om care să aibă și voce, dar să aibă și un pic de băvrăjală, că ne trebuie publicitate și zic, bă, nu vin, dar ok. Am ajuns, să dau pe repede înainte ca să nu pierdem vremea. E mișto poveste. Mergem la interviu. Eu eram în Bermude. Era de 20 și un pic de grade pe afară. La masă oamenii cu care dădeam interviu și cu care îmi deveniseră colegi. După aceea plus directorul stației primul lucru pe care l-am făcut, deja mă plictisise, mă ținuseră ră la povești, ce trebuie să faci, cum, unde te vezi, chestiile clasice. Da, 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 da. Și zic, bă, băieți, eu am coadă la fast food, unul la mână, doi la mână, voi n-aveți bani să mă plătiți. Cât pierd eu în perioada asta? Ii zic, mai durează? Și efectiv m-am ridicat de pe scaun, mi-am cerut scuze și am plecat. Șeful stației mi-a zis, bă, ăsta ne e nebun, adă-l înapoi. Și într-un final m-am dus, o fost muncă de lămurire de câteva săptămâni, băi, mai făcut de mândra minune, hai înapoi, uite, așa, 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 așa. În toată povestea asta a fost și o chestie bună, pentru că locația în care eu funcționam cu fast food era în chirie. Omul a cui era locația se chinuise să deschide tot felul de business-uri și farmacie, și second hand, și bijuterii avusese. Și Ce mergea în perioada aia. Exact. Da. Bine, secondurile merg și acum. Da, Cârciuma, fast food-ul, care s-a transformat într-un soi de mic restaurant, mic, mai măricel așa. Există și în zi de azi. Vreo două din rețetele pe care eu le aveam există și în zi de azi în cârciumea asta. Și asta a fost toată povestea așa pe repede înainte. Am rămas în relație cu oamenii, m-am dus, am discutat și cu șeful stației locale, da, domne, hai că vin. Și am început, am mers în paralel. Dar cum făceai tu burgerii de mână? A, aia e nebunie, mă, dar aia nu e acolo, nu la mine. Nu? Nu, nu, nu. Eu începusem, imediat după ce venisem din armată, mă angajasem, lucram în combinat, combinatul de la Monedoara, și mă angajasem la un primul fast food din Hunedoara. De acolo de altfel ți-a pornit și ideea să faci exact, un fast food? Da, ah, okay. da. Și la vremea aia se, făcea, se, făceau burgerii din pastă de mici. Tată, nu exista carne de vită, nu știu de care. Asta de mici, îi ai dezveniat rău. Rețeta era... bicarbonat o... de da, din tine. Da? Te umflai de numai. Rețeta era, pasta de mici, carnea, trebuia să aibă 150 de grame. Ok. Targetul meu era să-mi iau mașină. Ah, am prima, prima mașină, Prima mea mașină a fost top record. Motor de 2, 2 litri, carburator, dublu corp. Ți-l și <laughs> Efectiv, aveai o, 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 un castron, o, o troacă cu ceva. O chestie cu... Eu vorbesc de anii 93, când Dumnezeu a terminat eu armata. 93. 93. 90... Da, da. Deci luai cu, cu mâna, pac, era un cântar care... Mă rog. Dădea și nu prea dădea. Erau, pri... cred că, printre primele modele de cântar cu electronic sau o chestie, ceva, știi? Ei, când venea în vizită, mai venea Big Boss-ul, frate, din încheietură ți-o făcea. Cine e aici? a venit Ovidiu Crișan, așa se numește, fostul proprietar. Ja, 150, o nebunea. Tu uite, domnule, eu ieșit. După ce pleca omul, că eu trebuia să-mi iau mașină. Avea 75-80 de grame. <laughs> 150, la... dar pe jumate. Pe jumate. Și la hot dog, că se făcea și hot dog, și înăuntru se băga crembuști. Da. Dar știi că a vin legați unul de altul, așa da, da, și da, da, că da. sunt perecheați. Din cleștele ăla, era o chestie cu apă fierbinte, să stea ăia frumoși acolo perpeliți, din, îți umpleam batonul cu muștar și din, din încheietură îți rupeam crevul, știu. Oh, Ori băgam doi cape din ea legați cu oață la mijloc și deasupra muștar. Și la vremea nu stătea nici dracu nu, să ce comenteze. Ce, frate, zici să-i zic, reclamații și... Cui? Unde? tu te bă, omule de aici, mi-aduc aminte că venise unul mai Pot să-i zic țigan? Păi, dacă asta e etnia da. lui, ce vrei. Și <coughs> să mă fure, aveam așa un gemuleț mic, știi? Era din, nu exista termopan atunci, era material, era din aluminiu erau proștiile alea, știi? Și pe gemulețul ăla serveam, luam bani, banii, dădeam cârnatul, ia banii, iau hodogul, burgerul ăla la jumate <laughs> și așa mai departe. Și omul încerca să mă fure. Îți dai că eu aveam experiență. Tati, în mintea mea era opel <laughs> Am întins mâna cu mâna stângă și cu aici între degete îți luam bănuții. Că erau bagnotele alea de da, da. 5.000 de... Și omul vrut să mi-l Să... Am băgare pe de mâna dreaptă, l-am prins de tricou L-am tras cu capul de... <laughs> alu, da, cu fruntea în aluminiu ăla. După care am ieșit repede afară, am tras repede o bătaie. I-am luat hodogul din mână, apucase să-mi ia hodogul și hai la revedere. Mă dă omul în judecată, mă ești nebun? Mm. Mă dă în judecată, mă duc la tribunal, asta e, de ce? Părâtul Ionel Vasile cu trică. Păi nu a bătut. Motivul? Mm. Și m-a făcut țigan. A, ah, ok judecătarea. Bă, vorbim de codurile, vorbim de 93. Acum nu mai ține așa. Doamna judecător, păi stai un pic. tu te-ai dus să-l fur da, ok, ești vinova pentru asta, la, la la dragi la școzonaci, ai de plătit nu știu cât. Păi și de ce te super că te-o făcuți? Ce ești? Păi, nu ești gand, Ba da, ok, cază chis. <coughs> Pac, o da cu ciocanul în Maza afară, la revedere, sănătate, la mulți ani. Și ai început să lucrezi în ProTV. Am început după toată Pro experiența FM asta. Întâi. Nu, în ProFM am început. În Pro FM, în ProTV am lucrat mult mai puțin și, sincer să fiu, nici nu mi-a plăcut la fel de mult ca în radio. Nu știu de ce. Dar în radio ca ce ai început? Eu, în prima dată am început în radio pe vânzări. Ok sau acum mai spune marketing, atunci era, te duceai la buticul de la colțul străzii, bă, nu vrei să-ți faci publicitate pe Pro FM? Știi? După care am avut o emisiune de seara, era senzație, mă, frate, vineri seara cel puțin era spectacol. Deci făceam emisiune pe pe badoaca de 2 litri de bere, de hațegana. Stai un pic că să blocaze, stai și scuze -mă. Era... A, era cea mai mișto emisiune, jur. Doamne. Cu dedicații, cu nebunii. Aveam un geam mare, veneau băieții, se uitau prin geam cu fetele. Dar <laughs> tare zic, ce ansem, te duci la colț, iei 2 litri de hațegana, câte dedicații vrei? 6, cum te cheamă? Ionel, Vasilică, Marcel, pam, pe maică ta, pe taică și... și... Și răi pe toți. Pe ca, nu, ca la biserică, 2-3 nici din Și hai, sănătate la levedele. Nu ave. Pentru că faza mișto era, Pro-FM-ul avea licența pe Hunedoara. Ok. Și de multe ori noi trebuia să emitem de la Hunedoara, mai ales când venea câte un control. Când, când era liniște prin zonă, se mergea la Deva, unde era studioul și licența pro ului știi? Ok. E, studioul de la Hunedoara era într-un cartier... Mai slab cotat. Mai... Mai da. Așa. Dar băieții mișto. Ok. Dacă te împrieteneai cu ei și îți dau cuvântul meu de onoare, calitate umană, top. Da, erau mai pe. Da, mai am, rău, știi? aveau alte preocupări. Nu, erau. Erau dintr-o bucată. Dar mișto oamenii. Ce și nu și zona minieră acolo, plus comunitatea. Zonă minieră nu la noi. E un pic mai sus, nu? Sau? nu? aia mai e 100 de kilometri mai până în Valea Jirul. Păi, Da, nu, ăștia-s de-ai noștri, țigănușii noștri, dar forță. Oamenii super ok erau, crede Atunci ai început, atunci ai început să, să cochetezi cu, cu fotografia? Mm, nu. Nu. Cu fotografia, după ce am venit în București, foarte scurt, dar mai mult, cred că primii pași au fost în, vorbesc de primii pași adevărați, știi? Au fost în Anglia, undeva la începutul anilor 2000. Atunci ai plecat? Da. Ok. După care am avut iar așa, am lăsat un în stand-by, cu toate că deja avusesem echipamente și nu-mi dedusem, Echipamentele n am luat mult mai târziu, nu-mi dădusem seama, stai să nu greșesc, îmi luasem un Alfa, un Sony, un Alfa 350. Okay. Lucram în Formula 1, dar polișam mașini. Nu aveam Hai că ajungem la Formula așa. 1, stai așa, stai așa, stai, 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 stai. Eram da. de la radio, ai plecat la TV, la Pro TV? Uh -huh. o, așa. N-am vrut, am fost luat. Ah, Ok. Păi și atunci nu, nu te-a pasionat, nu știu, filmatul, nu te-a pasionat. Ba, da, dar partea de filmare mi-a plăcut întotdeauna. Ok. Pentru că, venind având background-ul ăla cu cinematografia, da, cu da, filme, da, da. mi-a plăcut întotdeauna. Făcusem și parte de producție și eram mega pasionat de chestia asta, știi? Dar. Fotografia au venit după. Dar în ProTV tu ce făceai mai exact? Doar filmai sau erai reporter? Nu, nu am avut nicio treabă cu reporteria. Nu. Eu am avut o perioadă scurtă când am venit în coace de producător. Ok. okay. Știi? Aia mi-a și plăcut. Și acum tu știi că da, da, după da, da. am început să produc pentru voi. Da. Când, pentru Digi, când erați acolo. Adic. da. Pentru voi, pentru Eurosport, pentru Digi World. Da. Am fost mai multe în CV acolo. Și, în continuare, partea de producție, mie mi-este foarte. E mai challenging un pic. Parcă. Da, și mi-e e foarte aproape de corazon. Nu, te știi prinde. Ai? Bine, da, nici camera n-ai lăsat-o din mână. Păi nu mai ai cum să o lași. Bă, ele oarecum se și înrudesc, știi. Dar de ce ai plecat în Anglia? Nu știu. Cum așa ți s-a pupăzat ți no. în Anglia? O prietenă din oraș îmi dăduse telefon și zic bă, a plecat sora mea în Anglia, bă, și ce e bine e acolo? Copil prost, mie nu-mi plăcea la București, Era... mie nu mi-a la București. Balamul, lume multă, să-ți povestesc prima mea experiență în București, că te prăpădești. Și zic, ok, am luat -o pe sora mea, sora o, o, tăiem? Pe aia în mijlocie, noi suntem trei frați. Hai să o tăiem. Mamă, când am ajuns acolo, am înnebunit, am făcut cu nervii capului. De ce? Păi munceam 18 ore pe zi, Ca? 7 din 7, eram cel mai bun spălător de vase, devenise campion mondial, jur, dacă se deschide, dacă atunci era campionat mondial de spălat vase, nu e dublu campion, eram va dublu și olimpic și ce vrei tu. spălam vasele într-un mare fel. După care în warehouse, într-un depozit. deci munca de jos. Da, frate, pe dar tu plecasești de... totuși de aici din postura de, na, nu știu, de om de televiziune, de om de radio. Da, de om... aia din partea de evenimente la pro, Pui? știi? Pe, peste tot în țară unde se deschidea câte o stație locală, pro FM, trebuia să te duci, mergeai în turneu cu la trupele de la vremea respectivă. Da. Clas, uh, Taxi se lansase, Asia, mai Asia, 3 Sud-Est, cine mai era? Multe, nu mă țin minte. Da, asta e. M-am mușcat din dinți, am zis, mergem înainte. Știi că păi... ne-am dus în toată cronologia asta, n-am. Bang, bang, bang. <laughs> Suntem într-un arc altul. <laughs> și tu mă întrebi care e rostul meu și eu te duc din fanta încola, eu nu știu, nu vezi că... La mine totul e o varză în cap. Și la 51 de ani. <laughs> <Eu nu știu. laughs> Hai că te răsleți acum. Hai să ne întoarcem un pic la momentul de spune că ai o poveste foarte mișto cu venitul în București. Da, în București, ajung aici mă cazează ăștia undeva prin spatele ambasadei Franței. Frumos, senzație. Dar eu nu știam să ajung la lucru pe Pache rotopopescu, care după am descoperit că de fapt era foarte aproape, știi? Trebuia să fiu la lucru la ora 9. Zic, băi, eu plec de la 7. Ca să fiu sigur. Ca un ardelean, eu plec de la 7. Bă, să ajung, mai bine să stau, să aștept. Eu am învățat de acasă că mai bine aștept eu trenul, că trenul nu așteaptă după tine. Yes. Eu când ajunsesem aici, era seară târziu. Mă luase un băiat de la gară, m-a dus acolo, ia cheia, stai, stai, stai casa, dimineață, a doua zi dimineață, la muncă. Ok, mă descurc, nu-ți fă probleme. Bă, când m-am trezit, numai clădiri stânga, în dreapta, m-am întrebat și eu pe întrebase o doamnă, după aia până că un nene. Doamne, un... uite, cum ajung pe Pache. Pache, protopopescu la sediu. A, simplu, ei mașina, nu știu care. În mintea mea, la noi nu se spune mașină la autobuz. La noi autobuzul e autobuz, mașina aia e mică, de acasă. E da, da. mașina aia, te duci așa, cobor la a doua, faci la a cincea. Pe la ora 1, în jur de ora 1, Ăștia mă tot sunau. Aveam un telefon. Apărusele telefoanele mobile. Aveam un Alcatel de la One Touch. Easy, da? <laughs> Crămit, da? Da, mă, frate. Și mă sună unul. Nu mai țin minte cum îl cheamă un coleg. Bă, unde ești? Nu știu, frate, unde sunt. Zi, ce vezi în jurul tău? Stau, mă uit stânga, dreapta. Era o benzinărie mol. Și zic, bă, mai este o clădire peste drum, scrie pe ea, Teatru și... <laughs> <Aole, bă. laughs> Şi... Stai acolo, vin după tine, imediat ajung. În mintea mea, de om nebun, venit dintr-un oraș de sub 100.000 de, de locuitori, pe care îl faci în 5 minute dintr-un capăt într-altul, imediat înseamnă 5 3 minute. minute. Da. Cu trafic faci 7. Făceai la vremea. Acum faci și la noi vreo 10. <laughs> Mamă, și trece o oră. Bă, unde ești? Ca ai zis că vii imediat. imediat ajung. Ajung să se după vreo oră jumate. Zic, bă, prietene, știi ce? mă, mai de tu, doamne, iartă-mă mă, cu ProTV-ul tău pe lasă-mă unde sunt cazat, că am ceva treabă. A doua zi, nu existau uh, ways și prostii din astea. Google zis, lasă, -mă, lasă mă într o benzinărie. Știu că am intrat într-o benzinărie, luasem o, o, hartă. Și pe hartă m-am mm. uitat de aici, mi-am făcut-o cu carioca, pac, 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 o aproape. Mi-am făcut un duș și am plecat cu harta în mână prin București ca nebunul. Să uita lumea la mine ca la circ. <laughs> Știi, uitam, Gata, mă, ăsta -i. Acum, și știam, a treia la dreapta, a cincea la stânga, ja, minute era de la mers. Nu făceam 15 minute. Vineri n-am mai rezistat. L-am bătut pe unul, că râdea de accentul meu și nu mai mi s-o... De acolo ți s-a tăiat. a tăiat filmul. M-am dus la gara, m-am urcat în tren și am plecat acasă. De deci ce asta a fost mare. După, lun da, după lună, da, după m-am adus înapoi primise mașină de serviciu și la 12 noaptea, când era liniște, oricum la vremea aia nu era traficul de acolo. Nu. No. Oricum în mașină de la 2, aveam program. De la 12 la 4. Asta când era 98? 99. 99, ok. No, 98, 99. Și făceam, dădeam de ture prin oraș. Ca să înveți 4 ori. Ore. Ajunsesem, Acum, iară, mi-e peste mână că sunt foarte multe clădiri noi pe care nu le mai cunosc, dar nu mă mai pierd. Îți fac Bucureștiul fără probleme. Dar la vremea aia știam scurtăturile. Mă întrebau colegii bucureșteni cum ajung de la, nu știu, semănătoare antitan, că e trafic și blocat la Orhidea. Mă. Deci a... te la, de la, la la... De la la Ziceai de evenimente. Care erau cele mai spectaculoase momente atunci când mergeați cu evenimentele la caravana? Pro FM parcă să nu, da. Dat, nu? Da. A fost o perioadă mișto. Cea mai mișto. Cea mai mișto și am avut o echipă foarte mișto cu foarte mulți dintre ei țin legătura și în zi de astăzi. Uh, și Cea mai frumoasă amintire? M-am cu una tare. Hmm. puștan, 25 de ani aveam, ajunsesem cu caravana, cred că venisem de la Rad sau de la Timișoara, stop la Deva. Îți dai seama că eram la câțiva kilometri de casă. Aveam în, în caravană Iris, Clas, se lansase la familia, cred că în perioada aia, când fusese rășii, și taxi. Concertul mișto, ploaie, nebunia de pe lume, lume multă, bă, da, ploua de rupea, nu mai contează, totul bine, toate bune și frumoase, a ieșit spectacolul senzație. După spectacol, șprițuri, tată. Alcolia, da, da, după, normal. Eu eram băiat cu minte nu fumam, eu un prom am apucat de fumat okay. și colega mea, Mona Lisa, îmi zice bă, tu când ești născut, atunci, fii atent aici, nu băga țigara în gură, că vei ajunge să le mănânci. Amă, Mona, că nu mă așa, că văd că voi vă calmați toți când fumați. Știi? Treaba ta. Am ajuns la două pachete pe zi. <laughs> Băi, gata, facem party, toată lumea fericită, ieșise show-ul mișto, trebuie să sărbătorim vorbesc de trupa Iris. Da. Gașca veche, senzație, nu știu dacă e bine să zic sau nu, dar... Da, e poveste veche. Toată lumea era cu Cico în față, da? Și se uită Cristie Minculescu, așa. Bă, copile, tu... Păi eram un puști. Deci chiar eram un puști, aveam... Dacă după ploaia torențială, cu bocancii și toate hainele ude, cred că aveam undeva la vreo 5-5 de kg. Oaleleu! Eram... Bă, te un pic mai marea, tare, ajungeai marea. de undeva în Hunedoara fără bile de viu. Deci, fără bile de autobuz. Dacă te uitai la mine, din, din, profil, eram mai subțire decât crema de la Oreo. <laughs> de la, sau de la Eugenia. Da. Și ce-și Ce la masă? Păi cum? Eu beam apă. Cum să beam? A, o halbă la asta. O halbă cu bere. Și după îmi băgase un, un șa din ăsta de... Vodcă. sau de De vodcă. După care am trecut la halb, ajunsesem în, am, la performanța ca după un an de zile. Bine, aveam și aveam gașcă și la Deva, la Pro. Să ne înțelegem. Băieții erau, jucau în Champions League. An de an erau finaliști acolo. Să băteau? Ce vorbești, tata, ajunsezi să beau vodka cu halba. Mă. Ești la nivelul ăla. Așa, mă, te miră că ți-a sărit pic palacul în aer? A, nu, cred că de la... <laughs> no, nu a <laughs> contribuit cu nimic. Două pachete țigări pe zi, halbe de... No, a fost tot ok. Plus da, stresul clasic. Da, stresul. Da, n să faci. Hai să mergem la hai. partea mișto a, a... Mă rog, începutul părții mișto a poveștii noastre. Anglia. Anglia și Formula 1. Da, acolo am ajuns din întâmplare. Eu aveam o firmă de polișat mașini și spălătorie auto, că trebuia să fac bani. Nu îmi luasem Opelul, dar acum aveam alte prostii în cap. Îmi trebuia un BMW, ăla era visul meu, V8. Ca tot românul, ce să-ți iei? BMW. Nu? Și polișam mașinile de la Rose Brown. Ok. Erau ale albe cu verde frumos, Dază. de, de la mână. Aici polișam eu și dincolo, despărțiți de un geam, dacă îți aduci aminte, în anul ăla fusese scandalul cu furtul de ceva, componente de nebunii Ferrari cu În ce an era? Frumosie? Adică despre scandal. În mijlocul 2000... 4, 5, 6, okay. nu mai țin minte exact, o, în perioadă aia, 7. Ok. În fine, și eram despărțit de geamul ăla, Dorel polișa acolo componentele metalice, eu polișeam din coace tot ce însemna fibră de... Păi da, cum te-au luat să polișezi fibră de carbon? Tipul care făcea shuttle de la circuit la, la aeroport, da, și care era bun prieten cu ăștia de la de la Rose Brown, pentru că ei aveau garajele acolo, la Northampton. Omul venea la mine. Eu îi curățam mașinile, avea tot zis să-i zic toată baza lui, 30 și ceva de mașini. Ok. Și eu se practic printr-un soi de recomandare. Băi, îl știu eu pe unul care îți face mașina țiplă. Ei, venea mașina, ca să înțelegi, un, nu mare brânză, ăla venea cu botul mașinii de, de Formula 1, trăgea ciolofanul de pe ea și eu trebuia să iau la, la, polișat. Totul se făcea la mână. Ok. Bun, am stat, am polișat, toate bune, frumoase, trecem peste faza asta, jobul a mers ok. La un moment dat, la un antrenament de F3, da, era un nea, făcea poze. Am discutat, ne-am intrat în vorbă, știi, și eu sunt pasionat. Uite, am alfa ăsta, avem. aminte că eu nu aveam, adus aminte, la vremea nu existau carduri, nu știu de care și eu aveam un 2 giga, un card. Era 2 giga, era pf, rachetă. Acum 2 gb îl luăm prin câteva cadre. Deci început să-și practic da, din da pasiunea da. față de da. fotografie. Erau pași, timizi, pentru că venind și dintr-o țară fost comunist. Fost comunistă. Și fără tradiție în motor sport, hai să Și asta, dar noi, eu am impresia că generațiile noastre am avut așa un soi de inferioritate, știi? Aveam chestia aia de ne simțeam inferiori. Că îl vedeam pe la că are tenești mai buni, că are un aparat mai nu știu de care, că. Și, în realitate, oamenii nu sunt cu mult mai buni decât noi, sau poate chiar sub noi, la multe chestii. Lucru care s-a și dovedit în foarte multe domenii, știi? oamenii. Dar asta era în mintea noastră, pentru că noi veneam dintr-o da, casă... Da, veneai cumva, ajungi să-ți cumva acolo timorat, hai să spunem pe aia da, Asta ăsta e adevărul. Păi da, știi? la vremea aia oricum eram... Și, băi, am avut și noroc. Sufeream de complexul ăsta de inferioritate. De inferioritate, da, noi sufeream foarte tare. Lucru care nu-l mai vezi la generația tânără și pe no. mine mă bucură chestia păi, asta. normal cum știi? să știu, spun? Deci pe mine mă bucură uh, foarte tare lucrul ăsta. Și ai ajuns și în F3, să-l vezi până aici. L-am văzut până... La nea ăsta, da, ok, hai să ne uităm, ai cititor de carduri, și bă, nu nebun, de unde să am eu? O luată la cardul, o băgat în cititorul lui, mh, e ok. Tu scris. practic ai făcut fotografii acolo, da, așa, bașa, la mișto. Să fie... Uh, Dar cum ai ajuns uh, să faci fotografii? Pentru că era garajul unde eu polișam, era acolo. Mi-am ah. mi -am terminat treaba, mi-am luat aparatul și m-am dus câțiva metri mai încolo, la... Ok marginea circuitului, știi? Uh -huh. La barierele alea. Uh -huh. După care, la câteva zile distanță, cursă colega tipului cu care eu interacționasem, s-a întâmplat ceva cu ea de n-a mai venit. Și omul și-a adus aminte, băi, aparatul la tine, da. Te bagi să... Ce aveam de pierdut? Nu aveam absolut nimic de pierdut. Nici mă, eu nu m-am gândit nici măcar o secundă că voi putea fi plătit vreodată pentru vreo poză. Pentru mine era pură pasiune, am luat, țac, pac, am făcut poza, i-am dat omului cardul, foarte onest omul, că eu nu aveam acces în Media Center. Da, Știi? păi, dar -avea nu aveai legitimație, normal, nu era acreditat. Nu, 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 eu aveam acces acolo, la, la ușa din șmotul. dos, exact. Și îmi zice, ăsta e cardul, 20 de lire. Pâșne, bun. ești nebun. Îți mai aduce te câte fotografii au oprit din ce ai făcut? Asta nu știu. Cred că toate. A. Să mă rog câte au plăcut. Îți că erau, fuseseră o grămadă de... Bine, le... dar bănuiesc că ai ținut legătura cu el, adică nu s-a rupt lanțul de iubire bă chiar. Bă, da, s-a rupt, pentru că englezii nu sunt foarte prietenoși. Hmm. Uite, am acolo un telefon în în Husă, am car -o, cartea de vizită și numărul de telefon, bine, l-am și în telefon, a unui coleg de-a meu englez, din MotoGP cu care am lucrat ani de zile. Nu ne vedem. Sună, mă, ne vedem. te caut eu. Da. Nu. nu. Și eu le spun, eu nu sunt acomodat în Anglia, nici, nici acum, după atâția amar de ani. Și zic cu, zic cu, Formula 1. De aici a început. De aici a început. Mie nici nu mi-a plăcut, sincer îți spun. Chiar dacă ești mega pasionat de Formula 1, mega pasionat de motorsport, iar tu știi lucrul ăsta, da. că prima mea pasiune n-a fost fotbalul. Da, da. A fost kartingul. Eu am. Uh, Taica meu, dintr-o frustrare personală sau o nereușită de a lui, nu știu, cu siguranță o nereușită de a lui, mă, mă împinsese către fotbal. La Corvină? Și, la, la, Corvinu, da. Și. Că să vede și pe o geacă, nu de alta. Adică să, să... Ai prima dragoste. Corvină în e, toate. Frate, eu, am, eu am, o vorbă. Uh, în viața unui, unui bărbat, sunt mai multe femei. Corect. Da, femeile vin și pleacă. Până Oșa. ajungi la The one. la cea care trebuie. E, în schimb, echipa de fotbal e una singură. Mă rog. Deci asta, mă rog. asta funcționează la mine. În fine, <laughs> eu n-am început cu, cu fotbalul. Mergeam împins de la spate și de teamă la fotbal, dar eu mă duceam la karting de plăcere. Era cercul pionierilor. Așa. Și acolo mă duceam la motorul ăla de mobră, să l giglerul jiglerul, la curăța... curățat... La, sufla bujie. La, suf, la bujie, la... dai da. peria de sârmă, aveam la mela aia, știi, să bagi acolo la... Leră, mă! Da, așa, leră, că nu mai scăpa. Păi scăpat. dai, stai că bujia de da, ce nu știu unde să regla. Știi că scoteai chedurul la sub capot acolo da, și flanc acolo. Îi făceai direct. Știi? Și pentru mine, aia... Și acum, marea mea pasiune e Rămâne motor, sport e motor sport da. Păi bun, și era în Formula 3, dar cum ai început să faci fotografii pentru ei? Că eu asta nu înțeleg. Te-ai împrietenit în cu neacutare, le ai dat pozi ei dat cardul, ți-a dat 20 de lire și mai Am, departe... Bine. Noi ne-am mai intersectat pe acolo. N-am rămas prieteni. Da. Mari, s-au legat mari prietenii, pentru că n-ai cum să legi mari prieteni prietenii cu oamenii, că sunt ca stânca, știi? Și la ei totul e Business. Business to business, person, exact. person. Așa. După care, bă, stai un pic. Îți dai seama că și eu am prins curaj să se umflase rămușchii pe mine. Păi stai, mă, tate, dacă pot și câștig bani din asta, hai să și investesc. Pentru că aveam, deja trecusem de faza aia de spălat blide, știi? Și păi stai un pic. <coughs> Ca să te apuci să faci fotografii în mod profesional, da. nu s-a întâmplat peste noapte. La absolut. Și, cum a, și care a fost pe urmă următorul eveniment? Au fost mai urmă... evenimente mici. Așa. Da? Pentru că în Anglia, după cum știi, sunt tot felul de uh, mașini. Track vintage. Da. De, uh, Au tot felul de competiții, exact. da. Și mai faci. Și unde stăteam eu în Northampton, da? Adică la câteva mile de câțiva kilometri de Silverstone, uh, sunt o grămadă de circuite în Anglia. aia. Sunt o grămadă. Uh, Northampton e cel mai mare uh, festival moto din, nu din Europa, din, din, Anglia. Se strâng sute de motocicliști. Sunt în curse. Bine, oricum sunt nebun cu tot sunt, ce înseamnă tot motor. Ce înseamnă sport, motor, deci la de. ei nu exist. Și atunci mergând acolo, discutând cu tipul că eu mă duceam practic la serviciu, mă duceam la, M la job, știi, eu aveam business-ul care mergea de la sine și când ăștia mă chemau acolo, mă duceam și dădeam cu cărpa și le făceam mașinuța și pregăteam ce aveam de pregătit, îmi luam banul și plecam. La mine tot a fost business, știi? E, ăsta îmi zicea, mă mai ajuți cu niște poze? Te ajutati. Azi așa, mâine așa, păi mâine așa. Nu vrei să faci și la echipa aia? Fac și la echipa aia. Nu vrei să faci și la ala? Deja m-a ajutat el. Prima mea acreditare de a merge pe marginea tracului. Asta... Da, practic venise... Uh, Ăsta ar fi, de fapt, începutul. Da, el discutase cu ăștia. Îți dai că noi discutam. Bă, dar tu ce faci pe aici? Că te vedea că ai ceva atârnat de gât. Păi știu, eu dau cu cârpa la ăia pe botul mașinii, da. Erau mașinile de, că nu de pe la de, de cursă, nu știu dacă s-a întâmplat, cred că o dată sau de două ori. Mai multe erau alea de expoziție, știi? Uh și palea de cursă s-a întâmplat în anul în care James să bată noi și campion mondial. Unde ai pus tu mâna? Da, ce să-ți povestesc. și, <laughs> <laughs> uh, îți dai seama că ăștia discutau între ei. Bă, stai un pic, știi că la mai scoate și două poze, nu ai vrea să mă ajute și pe mine, să... Și am mai primit o o, șpagă. o legitimație la gât, știi? Cu care aveam acces acolo. Tot nu mergeam în media center. Da. Nici da. la vremea aia. Ia cardul, omul își făcea treaba, eu de atunci, erau, erau restrictivi cu chestia o, asta? Da, da. Dar nu era un eveniment, primul, de eveniment la... primul eveniment de Formula 1. Lasă-le pe Formula 3 și alte gorogoațe. Da. Care a fost? Primul eveniment, cred că a fost 2013. Oho! Sunt 10 ani, tata, da. de stat pe margine. Ei, păi se stă. Sunt 10 ani de făcut fotografii la moștă gârță cu al lui Ferrari. Acum, hai să ne înțelegem. Eu nici nu aveam de la cine să-mi iau informația. Nu aveam cu cine să discut. Nu cunoșteam pe nimeni da, din cercul meu care să mă poată ajuta să-mi zică, bă, uite, trebuie să faci asta, trebuie să faci aia altă. Eu târziu Aflasem care sunt etapele, care sunt pașii. Da? Cum trebuie să te poziționezi, pentru că și tu, ca fotograf, trebuie să te vinzi. Știi? Dorel, ne-a parcă Matiul chemă. îți dai seama că omul, ok, mi-înda bănuții bănuțioia. Da, nu dar nu-ți vinde și ponturi. Nu știu dacă era suma care ar fi trebuit să fie, știi? Pentru că. Iată, Ia, banii dute și pleacă. Metadata se schimba și la vremea aia, pe fotografie. Zisem, erau multe chestii pe care eu nu le știam. Eu nu știam ce se întâmplă deasupra. Eu treceam cardul, așteptam că nu aveam bani de două carduri. Încă nu avusesem bani să-mi iau două carduri. Ăla se ducea, mi-a ducea cardul, hai, dute la revedere. Ma. Știi? Era perioada da. de sărăcie maximă. De, da, da. Și mie nici nu mi-a plăcut foarte tare în Formula 1 ca atmosferă. De ce? Atmosfera din padoc. Oamenii erau foarte scorțoși. Păi și preferai să rămâi în Formula 3 și formulele suport sau cum? Erau mult mai, uh, mai prietenoși. Erau mult mai prietenoși. Eu nu... Dar bănuiesc că începuse și atunci deja să ai un contract două, mă gândesc, de foto. Sau tot așa la Cepica mm, eu, o mers foarte mult la Cepica Primul contract foto venise destul de târziu. Adică. De, destul. Și mai că, aduce aminte? Cred că atunci, finalul, sfârșitul 2013, mijlocul 2014 chiar. Oh, deja s-a făcut și acreditare? Da, deci destul de târziu. Uh, tot nu eram. Eu, eu sunt și foarte ciufut de felul meu. Păi dacă nu-mi place de cineva, nu. Dacă nu intre din prima la, la, la Corazon, Corazon și mă doare pipota, nu. Dar cum ți-ai făcut prima acreditare? Hai să o povestim pe asta. Pe prima acreditare n-am făcut-o eu. Așa. Tot ăsta am. Te -a ajutat te ajutat să la urmă. Pentru că, într-un final, nici. Mie nu-mi place să stau să dau filmul înapoi, să scormonesc rahatul știi? Omul s-a folosit foarte mult de mine. Păi, na. Bravo lui, pentru că am avut și eu am învățat niște chestii, niște etape. E normal, știi? ai furat și meserie de la el. Uh, nu ești că n-ai stat ca o da, flash, ca nu... și te uitat la el pe unde se așează și chestii de genul ăsta. Meserie, că fur de la oricare. Știi? Dacă, dacă și vrei. Că m-am uitat. Ce face la? Eu sunt și foarte curios de felul meu și tot ce am învățat în pro, uh, mie mi-a prins bine. Știi, atenția la detalii. Normal. Știi să fii foarte atent la fiecare mic detaliu. De ce ăla e așa și nu e așa? De ce uh, bannerul ăla trebuie să stea la dreapta și nu trebuie să stea la stânga? Știi? Deci toate detaliile astea mici pe mine m-au ajutat foarte tare și încă mă ajută foarte tare. Da. Uh, mi a prins foarte bine. Practic, scurta aia perioadă de Formula 1 pentru mine a fost rampă de lasare în MotoGP. Știi? Până la urmă cât ai stat în Formula 1? Un an. Ok. Și la MotoGP cum ai ajuns? La MotoGP, de a zic eu, am fost foarte norocos. Doamne, mulțam, Chiar am fost foarte norocos. Hai că iau de la început. Venisem, eram în Anglia. Făceam surf la vremea aia și eram undeva în sudul Angliei, în Newquay se numește localitatea. chiar jos, jos, jos de tot. O, o localitate foarte mișto de făcut surf destul de friguț afară. Eu nu știu când e cald în Anglia, dar mă E rog. zona aia e ok, Așa. Să știi. Eu îmi terminasem de făcut nebunile pe placă. E o cârciumă foarte mișto pe plajă și pe masă aveam camera foto. Știi? la combinezonul ăla lăsat în vine, frumos, cu cafea în nas și se Începuse să se facă valuri, știi? Tot mai mari, tot mai faine. Și am zis, ies afară. La, la masa de lângă era o tipă. Are nume de italian, că nu știu. Dar mai contează. Și îmi zice, nu vrei să... să faci niște poze? Zic, băi, aș vrea să intru în apă. Era cu sora mea. Aș vrea să intru în apă cu pozele dar... Nu vrei să faci niște poze și, și după aceea, dacă vrei să intri și în apă, uite, eu sunt de la Master Energy. Băi, eu nu știam cine e Master Energy, îți dau cuvântul meu de onoare. Că eu dacă nu, nu, beau... Energizante. Nu știam. Și... E zic, stai un pic, Eu am pe... că business în capul meu, știi? Dacă îmi scot purleala, hai să o facem. Ce vrei, poze? Cu, începem cu poze. Și dai ram, bum, 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 ia pozele. Hai, încărci, mă descărcăm, ia-ți pozele. Toate bune bun. și frumoase. Zic, acum fug în apă. M-am băgat în apă, m-am avut și bulan de neam prost. Am luat un val din prima, era cam cât încăperea asta de înalt, deci nu era foarte mult, un metru și ceva, un 80, știi? L-am luat din prima. În mintea mea nu a fost absolut nimic, decât bucuria aia că am luat valul Sora mea luase valul, era blană, că și sora mea făcea așa, aia mintită. Hai să ne luăm astea să plecăm acasă. Că aveam de condus 5 ore și ceva. Și zice, nu, așa am început. Am venit în țară, băiatul de la Master Energy România, Alin Moldovan, super băiat, practic el mi-a facilitat prima da, Pozele alea, pozele alea ce le au la master. la Monster. Da. Ok. Păi și în țară, cum te-ai conectat cu ăștia? Eu am venit, venisem în România, am maică mea între timp. Okay. Și am venit în România și am decis să, să rămân acasă. Pentru că am pierdut cele mai mișto. Că nu înțeleg cum te-au cum te, ajut, cum te -a ajutat da, pozele da, da. făcute pentru gagica aia. Tipa asta mă pusese în legătură, știi? Am mai ținut o perioadă legătura legătură cu ea și mi-a zis, știi, noi avem și master România. Așa. Așa am prietenit cu Alin Moldovan. Da? Am făcut niște materiale pentru el pe la chestii. aici prin București. Evenimentuțe. Da, da, și acum mai am pozele. Mi-aduc aminte că era, nu știu ce, eveniment cu mașini, cu off-road, cu de-astea de raliu, cu... Mai cum îl cheamă? Vali Porciștean. Vali uh, mai am niște poze pe acasă cu... Era Gina Pistol foarte tânără. pui uh, Puii mei mulți, cine mai era? Bă? Așa. În fine, mulți din lumea uh, raliului de ai tăi. Le-am făcut lor tipul Alin BMXR uh, bmx -er. aveau și rampă unde săreau cu bicicletele alea, ale lor, cu skate-ul, cu le-am făcut pozele, nu vrei să pleci la Barcelona? Să faci asta? Hm. Gata, tati, hai să ne urcăm. Am urcat în avion, mi-am luat și am plecat la Barcelona. La MotoGP? La MotoGP. Trimis de Monster România? De Monster România. Ok. Și s-a întâmplat timp de șapte ani și ceva. După care am doar intrat... Tu aveai acreditare practic doar pentru Monster România, nu aveai acreditare pentru MotoGP, nu? Sau nu, cum? nu, nu, pentru MotoGP. Ah, ok, el ți-a făcut acreditare? Da, fiind uh, trimis de Monster Energy România. Deci tu trebuia să faci tot felul de chestii, să faci content, materiale, fotografii, cu interviuri, cu Nani Roma, cu tot felul de vedete, de sportivi monster, da, uh -huh. pe care să le produci pentru ei, pentru... Ei le difuzau pe canalele lor de comunicare. Ce Era treaba lor ce făceau cu ele. După care luase Digi. motogp Luase MotoGP-ul. Îți jur că nici nu mai știu cum am intrat în legătură cu Digi. Și ai început să faci nu. să trimiți știu corespondențele, am, știu nu? Știu cum am luat legătura. Mi-aduc aminte să-mi fie rușine. Uh, omul meu de legătură în Digi, pe care nu l-am cunoscut la vremea aia, îl cunoscusem după, era Pavel. La Ah, la Vinia Pavel. Da. Super om. La da, super fată. Super, Așa om. este. După aia mi-am adus aminte că mă mai intersectasem în cu ea. Unul cei mai buni producători pe care i-am cunoscut în viață. Foarte, Foarte mișto om. tipa. Uh, și prin ea am ajuns la florică. La Florinion. Da. După care a început colaborarea noastră. S-au semnat actele, s-au făcut contractele și eu, eu produceam pentru Digi tot ce se întâmpla la circuitul, nu mai contează care era... La care era trimis. Exact. Cam la toate. Știi? sunt tone de materiale pe la Digi. Da. Știi? E, șacu... Îți mai aduce aminte prima fotografie din MotoGP? Oh, da, cum să Ajung la Barcelona. Eram cu, cu hackerul, cu Ciprian. Noi ziceam hackerul pentru că omul asta, asta făcea. făcea. lui. Uh, și zic gata, ieșim pe circuit, rup tot acum. Bine, tată. Mi-am luat camera, m-am pe circuit. M-am întors înapoi, toate pozele erau așa. Zic, băi, ești prost și eu nu mai știu să fac o poză. De nu poți să în viața mea la 350 de km la oră. Declanșam când a deja se întorcea. <gri> Vin înapoi în, în circuit, în media center. Fumam la vremea aia și ne am lăsat pachetul de țigări pe balustradă. Băi, eram nervos, eram negru de supărare. Eu ăsta, ce ai, mă, nebunule? Bă, uite că nu, așa, așa, nu ieșise cum trebuie, nu... Făcusem setările, erau în regulă. Nu știam micile chichițe. E viteza foarte... Na, unde, să, unde să în un România la 350 de km la, la oră? N-ai la... unde. Vine un nene, frumos, Letat le tale, țigările Da. Pot să iau și una. Bă, codrule, nu m-am uitat la el. Mi zic, ia de acolo. Ia o țigară și aprinde țig. Ești nou? Da. Hai cu mine, că începem Mă, mă, când să ai cu mine, de azi spun că am avut noroc. Tot timpul am avut. O fost... O apărut ceva, știi? Da. Băiatul. Și Întorc capul, era Gigi Soldan. Din punctul meu de vedere, Gigi Soldanul e Dumnezeu fotografie în MotoGP. Și zice, hai cu mine, nu mi-a zis nicio secundă ce se tăr să fac pe cameră. Nimic! Mi-a zis, te uiți acolo, știi că sunt panurile alea mari, ecranele alea foarte mari. Da. Vezi că ăla, înainte să intri pe circuit, el îmi povestea ce am de făcut, cum am de făcut. Du-te, o tură de circuit pe jos dacă nu ai motoscooter. Să știi cât faci din punctul A în punctul B. Pentru că uite-te pe panou. Ăla într-un minut și câteva secunde e înapoi la tine. Și tu nu ajungi. Cronometrează-te. Și de la el am învățat foarte multe chestii. Mă cronometram cât fac de acolo până acolo. La fiecare circuit știam cât fac pe jos, cât fac de la, din media center până la intrarea în prima curbă. Da? Tot știam. Îmi calculasem și acum am tabelul. Păcat că nu... Că am Le, ba, nu, am laptopul la mine. Am tabel, inclusiv cu stadioanele, unde mă duc de pozat. Știu care are păi, cafea mi le dai bună. Și le pun, le dai și le pun pe ilustrația, Știi? dacă vrei. Nu, nu, nu. nu. <laughs> <laughs> Nu, no, nu, no, nu, no, că 20 de ani de muncă, tată, nu fi nebun. Am <laughs> da, bă, da, de ce? Ilustrăm frumos așa, să oamenii stop cadru și hapa! Nu, 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 Și... Păi mă întorc în circul, mă întorc în media center, mă, mă, avea minima... M-a luat Gigi mă, mi-a arătat care-i treaba. Era, era altă, altă viață. După care, tot de la el, nu știu dacă și-a dat seama, eu cred că și-a dat seama, la fiecare circuit mă așezam în spatele lui. Dacă el stătea acolo, eu mă așezam în spatele lui să-i văd monitorul. Să-i mm -hmm. văd stilul, cum editează, cum face A zis de medie Da. Cum face cropul. Dar știu că te-a mai învățat ceva pe circuit. Cum mi ai povestit, te-am învățat să-ți pui niște sticăre cam pe unde stai așez, nu? Păi alea le-am pus la început. Păi asta n-ai spus Și o. da, îți dai seama că sunt multe, le uit. Aveam, nu puneam sticăre, la început aveam plasturi. Sau, plasturi sau scoci, de, da? Da, și puneam, da, sau scoci, bandă, scoci, care o găseai peste tot. Și mă duceam, îmi făceam turul, joia de obicei. Și când făceam probele, bă, unde e cel mai bun unghi? Vinerea aia te jucai. Că treceau ea de la Moto3, de la Moto2, motogp oamenii nu trăgeau atât de tare că erau antrenamente. Și aici, pac, puneam plasturele Și știam, ăla e plasturile meu. Că mulți nu-și dădeau seama, știi? Ce, un plasture. Da. Mă duceam dincolo, mai lipeam un plasture, mai lipeam un plasture, mai. Și îți făceai mai. punctele de, și punctele, erau punctele de observare. Mele, da. Așa. Ajungeam în media center. Și îmi băgam în xl meu, uh, Barcelona, Curba 13. Și asta făceam, mă poziționam, îl urmăream. Începusem toată discuția de la prima fotografie pe care a făcut-o în MotoGP. Da. Și după aia, că trecusem la Gigi, știi, mă poziționam în spatele lui de fiecare dată, să văd cam cum lucrează, cam ce face, cam. Bă, omul era și încă -i... Cum le edita? Da, omul chiar dacă. Că nu are o vârstă, dar încă e top. E top. Și ce mi-a plăcut de la el era și pe stilul meu. Îmi, îmi plăcea la el disciplina. Ok. Era un tip extrem de ordonat și de disciplinat. Chestie care mie îmi place maxim. Eu lucrez curat și disciplinat și ordonat. Știi? Și cred că de am am și păsălit cu el, m-am înțeles. Că ați făcut echipă sau cum? Nu am făcut, mm. la un moment dat am făcut echipă, dar e o chestie care la noi nu se întâmplă. Uh, italianul nu o să-ți dea ție niciodată de lucruri de italianului lui. Știi? Românul nu face așa. De ce să-și ajute românul să dar ajute un nu un contează, alt român? Nu contează dacă ești mai bun decât italianului? Ba dacă ești un... Dacă italianul lui e un pic mai slab decât tine, le-a păla. Uh -huh. Englezul și... la fel. Așa, și începuse să-mi spui care a fost cea mai bună, cea mai prima fotografie. Important. Multe. Alu Rosi a fost prima care mi-a rămas la suflet, clar. Mi-a adus că aminte, eram la, eram la Brânu, în Cehia. Eu deja știam unde trebuie să mă duc să pozez. Îți făcut să-i Pentru... ul Acolo am fost un pic bagabond. La Brânu exista un loc pe unde puteai să intri în circuit miercurea, înainte de joia, deja noi aveam acces. Știi? Toată lumea, fiecare fotograf se uita după, cu coada ochiului la ăla de lângă. Știi? Normal. Că acum să mă iertez Sfântul, fiecare vrea să ciuntească din, din, meserie. Eu găsisem un loc, era o curbă de dreapta, devenea curbă dreapta, încă una dreapta, știi? În 30 okay. de metri. Pardon, eu nu mai mergeam pe marginea tracului. Sus pe o colină, într-o pădurice mică, găsisem o spărtură. Zici că erau alineați copacii. Și de acolo pozam, pentru că bătea lumina foarte bine pe ăștia. Eu eram și protejat la umbră, știi? Acolo am fost un pic bagabond, că n-am spus nimănui unde mă duc. Păi până mai secretul tău profesional, și nu? Pozele alea pe... Mare parte din fotografiile făcute la cursa aia s-au și postat uh, în, uh, așa zisul, uh, Hall of Fame. Da, După fiecare cursă se, uh, Să aleg se, niște se alegeau cele mai bune fotografii și se puneau în, uh, în zona prin care mergeau piloții de la... Uh, boxă, nu de la boxă, de la, zi de la zic, finish, de la unde își lasă ei motoarele la finish, da? da? De urcă scările către către premier către podium, știi? Așa. Acolo se, se, la recepție că Așa. acolo practic era recepția venind prin spate. Și tot alea le-am avut și la expoziția foto de la F64. Uh -huh. Prima expoziție din MotoGP în, în, România. Aia a fost și prima ta fotografie vândută din MotoGP? Nu, no, nu, no, nu. No, nu, no. nu. Aia a fost prima fotografie care mie mi-a plăcut cel mai tare. Cred că prima fotografie vândută a fost cu Sam Lowe's. Ok. Îți mai ce de că ai încasat atunci pe ea? Ca măsură de, ca măsura valorii, zic. Ca idee. Să-și facă oamenii o idee. ca cât costă o fotografie. Păi depinde. Îți dau un alt exemplu, că nu, la asta nu mai țin minte uh, cât am în casa. Țin minte prima aia de luasem 20 de lire pe ea, dar uh, depinde și pentru ce o vinzi, uh, cine ți-o cumpără, dacă o cumpără third part sau o cumpără full. Dacă... explică un pic, te rog, cum e chestia third asta. Third part e doar uh, partea editorială pentru, nu știu, un... O... O online, publicație sau online okay. sau publicație scrisă, dar o faci o dată, folosești fotografia o dată, deci nu-ți rămâne ție, în, nici măcar în arhivă. Uh, nu ești deținător de nimic, sau o cumperi în full la, și la rezoluție mare. Fotografia rămâne a ta, eu nu mai vând nimănui, al cuiva, doar autorul rămâne eu. E ca la pictură, ce Dumnezeu, mm -hmm. da? Da, Ai da? un tablou de Grigorescu, l-ai cumpărat, e al tău, dar tablou tot de el tot Grigorescu. Spus, da. exact. Asta nu înțelege lumea la noi. Uh, și mi-aduc aminte, atunci, uh, după, îți zic faza, că m-ai întrebat de fotografie, mm -hmm. uh, prima fotografie pe care eu încasasem niște bani bunice a fost o fotografie cu Sam Lowes, dar prima fotografie pe care aș fi putut să încasez foarte mulți bani, foarte mulți bani, fotografia e perfectă, de fapt sunt două, cu ambii pilos de la Techtroa la vremea aia, ca să vezi cum așează Dumnezeu lucrurile, amândoi piloti Techtroa, sponsorizați de Monster Energy, eu mers acolo de Monster Energy reprezentăm monster. Da, tot Monster Energy, știi? Uh, Paul Espargaro și Bradley Smith. Perfecte pozele. Perfecte. Mă duc cu ele la echipă. Astea sunt pozele. Ok, au aveau oamenii un monitor mare, pam, zoom, 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 ori început să se spargă, am nebunit, am făcut cu nervii capului. Adică să se pixeleze? Să se pixeleze, da. Da, de ce? pentru că nu aveam o sculă super performantă. Eu mă duceam încă cu, aveam încă scule de jucărie comparativ cu ce aveau oamenii acolo, știi? Deci aveam un aparat crop, ăștia la toți erau în full, în full, frame și am zis gata, rupem mâța în două, trecem. Pe fotografia, în momentul în care mi-a zis omul, ai fi putut să încasezi 3000 de euro pe pozele astea? Ai nebunit. Și eu am primit 50 de, de euro de la 3.000 la 50 de euro, cale lungă, ca să le folosească niște broșuri și niște... Căcături. A... Pentru că urma cursa de la... de la Le Mans. Și, fiind sponsor... Master Energy, fiind și sponsorul circuitului de la Le Man, și sponsorul echipei. Oamenii voiau să promoveze și uh, piloții și să facă niște meșuri foarte mari pe nu știu ce clădiri de alea în alte. Așa au băgat niște meniuri de. ce știu, și. cafele. Da. Ma... Da, cam la cam soală trebuie. E, da, fotografia de sport e foarte grea, e foarte costisitoare, banii nu vin imediat. Uh marile satisfacții în schimb dacă te poți hrăni din asta și eu am avut noroc pentru că acasă pe mine m au înțeles pe mine m-a înțeles familia Păi da, e foarte important păi, de menționat Inclusiv acum deci Eu vorbesc cu nevastă-mea prin telefon în drum spre tine, am vorbit cu ea la telefon Tu gândește că eu sunt în România, am aterizat sâmbătă da? în noaptea de 12 spre 13 Azi e joi astăzi e joi, termin evenimentul duminică, luni dimineață la 4 sunt în aeroport și zbor în Anglia, că sunt meciuri de Premier League. Și deja mi-am anulat un meci, mai multe de fapt, pentru perioada 14-16 mai, cel puțin ca să vin în țară și atunci o să mă văd cu nevastă mea dacă, dacă cumva nu o să mai vină ea la mine. Știi? Da, e suntem cam, navetiști. Cam, 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 groasă. Cam groasă groasă, dar o tragi acum, o face acum pentru că ești pe val, ai prins... Uh, cine te plătește în Superliga din România? Cote. Hai să fim serioși. Vin să ce? Și cu toate astea ai făcut fotografii în România la meciuri, adică... Am făcut, la meciuri nu am făcut foarte multe, singurele fotografii, cele mai multe fotografii la meciurile de fotbal din România le-am făcut pentru Corvinu și le-am făcut pro bono, pentru că... Pentru că și Corvinu. Pentru că e Corvinu, da, să ne înțelegem. Dar ce, în România cele mai multe fotografii, hai să râzi, tot în motorsport le-am făcut și în mod special la off -road. Dar știu că ai fost foarte implicat o perioadă în offroad. Inclusiv off, dar off ul l-am făcut pentru voi. Pentru Digi, nu pentru da. noi, că nu mai sunt la Digi mă rog, de opt Pentru, 8 ani, pentru Digi. Ani. Și s-a dat... Dar știu că ai făcut atunci o producție 5, foarte mișto. Vreo cinci ani. Ai făcut o producție da, foarte mișto atunci. în grafica, lucru pe care noi în grafica de la Dakar. Tot ai adus vorba de off-road și da. aventura voastră în nordul înghețat s-a legat de off-road. Da. Hai să mergem un pic la povestea hai. asta și hai să, hai să o punctăm. Cum a început tot? de unde v-a venit ideea? Cum v-ați gândit vă ce mai prin Rusia și nu pe partea înaltă? Cum a fost toată treaba? Ideea a plecat de la Cornel Zanfirescu și de la Mihai Țucă. Ei au inițiat toată povestea asta. Oamenii mai fusese... Am acceptul tău să folosesc imaginea ca ilustrație, da? Sunt ale mele. Ok. Uh, uh, dacă vrei, îți dau un scris. <laughs> nu trebuie uh, să uh, Oamenii mai fusese acolo, practic ei mai fusese până la Batagai. Și de acolo se termina tot. Nu mai exista nimic. Nu, făcuseră drumul oaselor și văzuseră un indicator mic din lemn pe care scria Batagai. N-au îndrăznit să meargă mai departe, să vadă de cei Batagai ăla, au venit în țară, s-au interesat și după câțiva ani, cred că vreo doi ani, hai să ne organizăm și să o tăm. Cert e că eu fiind la una din etape, din etapele de off-road, cred că era și anul în care eu mă dădeam nu cred sigur că fuzeze în copilotul lui Lucian Luciniag și la etapa de la asta n-am cum să o uit la etapa de la Buzău foarte înfierbântați din traseu așa vine Cornel la mine și zice tati băgăm o Siberia Bă, băgăm tată. Au fost așa. Te bagi, mă bag. A doua zi, când mi-am revenit, am zis, stai un pic, mă, cum mi-a zis de Siberia, mă, bă, unde de dracuia, bă... Nu mai puteam să dau înapoi, că nu poți să tragi cuvântul ca măgar și știi? Da, da, da. Gata, hai să mergem. S-a făcut echipă, <coughs> mai fusese din nou Oameni care au legătură cu Ofrod, Cornel, Mihai, Andrei Mușețeanu, pe care Dar cum de-ați hotărât trei mașini, că trei ați fost, nu? Trei mașini. Pentru că erau suficiente și ai Okay. nu avea sens să fim mai multe mașini și mai mulți oameni. În documentarul pe care voi l-ați dat la Digi, la Digi World, ați avut aventuri, tată, și cu anvelopele și cu tot. E foarte mișto făcut că ați făcut un sine verite. Cum, au făcut, cum ați, făcut, cum ați, construit mașinile, cum le-ați... Mașinile n-au făcut, practic, mare ați, brânză pregătirea la Pregătirea pentru frig, că știu că ați băgat în portiere tot felul de nebun. S-au băgat, da, s-au izolat mașinile cu tot felul de chestii. Uh, nu dar voi mai aveți? De unde v-ați luat know-how-ul? De pe, de pe forumuri, de pe forumuri uh, legat de anvelope, oamenii care au făcut research-ul au fost uh, Mihai și Cornel. Cornel fiind și vorbitor de limbă rusă, uh, el ținea legătura și comunica foarte mult cu toți oamenii de pe forumurile din Rusia. așa s-a ajuns și la cauciucurile alea și cauciucuri pe care eu și în zi de azi le folosesc. Mă rog, nu alea de pe mașina aia. Modelul. Vorbesc de brandul ăla și modelul ăla, pentru că la minus 60 de grade, frate, era ca gumă, guma, știi? Nu se întăreau. Nu se întăreau, nu plezneau, nu... Dar poți să zici brandul pentru da, pasionații Da, Yokohama... Pei. Păi... Serios, nu. Ce... Eu sunt și la noi, dar nu sca, ca, nu știu, nu, nu, i ce trebă. Ale vin din Japonia. Speciale pentru... Speciale. A fost o mega aventură pentru că ele trebuiau să vină cu Transiberianul într-o localitate care de fapt ajunseseră într-o alta. Noi trebuie să mergem aproape o mie de kilometri înapoi sau ceva de genul ăsta. Nopți, timp pierdut, dat programul peste cap, oprește-te la niște prieteni motocicliști de-a lui Cornel, uh... Am făcut un stop acolo, dacă tot am ajuns, ok, hai să mergem și la Tot băieții ăștia ne-au facilitat uh, intrarea, pentru că oamenii aveau conexii și legături peste tot. Hai să mergem și la Camaz. Și am intrat și la Camaz, la faimosul Camaz, care era mega câștigător de, de Dakar. Știi? Chiar am avut super aventură cu gumele alea. Dar nu numai cu gumele, Tot a, a fost o aventură. Expediția în sine a fost... Da, Bun, hai să, hai să punctăm câteva elemente importante ale expediției. În primul da. rând au fost mașinile. Da. În al doilea rând a fost echipamentul. Și în al treilea rând a fost echipamentul fotovideo Pentru care câte, câți acumulatori ai luat cu tine? Șapte. Șapte perechi, cred, dacă mi-aduc bine aminte. Ceva de genul ăsta, nu știu, mulți, ca dracu că am la baterii de mi făcut rău. Ce? <laughs> și... Că pe acolo pun pe să încarci? Deci nu țineam, nu știu dacă ajungeam la 10 minute. De filmare. Da, cu un set de baterii. Nu făceai 10 minute. Mai era un fric de nebunie. <laughs> m-am dus, mă. Pot să zic? Da, bineînțeles. Păi mă, mă cufuream de nu mai puteam. După o săptămână, patru zile a fost de fapt la, sau cinci zile. Când m-o la baie, mă scremeam și s-a făcut ochi în cap. Zici că era mapeț. Da, spune deci de n ce n-ai fost la baie. Nu aveai unde. Păi, nu că nu aveai unde, că Siberia e mare, serios. Efectiv, nu puteai. N-am putut. Andrei cu săracul Dar spune ce ați mâncat. Păi nu a fost cine știe ce. Eu, acum toată lumea, băi, ce ați mâncat? Păi știu că la un dat ați rămas fără mâncare sau ceva de genul ăsta. A, nu, aia a fost târziu codul. Aia s-a întâmplat la mine în mașină. Eram eu cu Florentin, ne prinsese o furtună de zăpadă, am avut noroc că nu ținut foarte mult, decât vreo 24 de ore, și noi înaintasem 500 de metri. Bun, bun, bun. Extrem de puțin, a fost greu, groaznic de greu. În mod normal, noi ar fi trebuit de la ultimul punct de unde plecasem și unde ar fi trebuit să ajungem, să ajungem relativ repede, unde nici măcar nu aveai nevoie de mâncare. Că era vorba de ore, nu de, știi? Și v-a prins zăbata. Bălaia. Bă, N-aș rău de tot și, bă, te ia foamea. Și Băi... în mașină mai aveam niște Nutella, câteva ridichi stricate și alea, partea stricată și ce mai rămas din ea, așa, și deasupra am făcut un topping din maioneză, că aia o mai aveam în mașină bă. și am mâncat Nutella cu maioneză și cu mă ridic. Ceva de vis. De vis. da, uite-te că viu. Nu. Molecular. Lasă aia, că aia nu a fost o problemă. Problema, știi, care am, o văd eu ca fiind cea mai mare problemă? Că trebuie să treacă puțin timp să te să-ți aduni gândurile. Și să... E drept că în ultima vreme nici măcar nu m nu m mai gândit la chestia asta. Nu vreau să mă mai gândesc. A trecut. E... A rămas în urmă, sănătate la mulți ani partea cea mai nasoală din punctul meu de vedere e modul în care se gestionează relațiile între oameni. Gândește-te că noi trebuia să împărțim cam un metru pătrat de om. Da, adică, păi, adică mașina adică, cam atât ai. Da, adică porbagajul unei Toyota Land Cruiser da? și fără banchetele din spate. Aia a fost problema mare, pentru că te cerți acasă cu nevasta, dar când se ia de tine, te duci în camera cealaltă și o lași în pace să vorbească sau, știi? Îți găsești de treabă. Îți găsești de treabă, exact. Acolo nu mai avea unde să te... Unde, să-mi de treabă? Mi-aduc aminte că eu mă certasem cu Florentin, ne-am schimbat la volan, conduceam deja de... aveam ceva zile prin pustiu ăla, nu vedeai nimic. Deci alb, stânga, dreaptă, fața, spate, alb totul. Și am, eu mă dădus în jos de la volan, m-am pus pe scaunul pasagerului, mi-am dat cizmele jos, am niște ciubote din alea speciale, aduse din, din America, le adusese un prieten de-a meu, și mi-am pus piciorul pe bordul mașinii. Oricum nu avea cum să miroși a transpirație în frigul ăla, că nu aveai cum, frate, să transpiri să la minus 50 și ceva de grade, credem că nu transpir nici să... Și pe geamul din dreapta, la pasager, râcâi semi o așa, a făcut semn, zici că era un, un din ăla, la, știi? Și îmi zice Florentin, dă-ți picioarele jos. Ce, de ce, miros? Miros șosetele? Ce? Dă-ți, bă, picioarele jos. Bă, dar vorbește frumos. Te apucă cu nervii capului. Înainte de toată faza asta, n-o, ni se rupsese amortizorul de pe dreapta față. L-am luat și l-am băgat sub scaun. Că eu și așa n-aveai nevoie de pe acolo. Deci, înghețase și s-a retezat, efectiv. Dă-ți, bă, picioarele jos. Bă, vorbește frumos, mă nebunule, că te altoiesc. Am început să ne... Și zic, bă, dacă nu taci din gură, iau amortizorul ăsta și sparg dinții cu el. Îți dai seama, el nu s-a lăsat, eu nu m-am lăsat, mai să ne omorâm. Eram noi doi în mașină. Da, adevărat că, că singurătatea iei, bă, aia, capul, te duce, te duce și capul. să fie totul alb în jurul tău. Ajunsesem la un moment dat pe la Taimâlâr, parcă îi spunea localității, dacă mi-aduc eu minte, bine aminte, da, Taimâlâr, în Sulahara, bărba lui Cornel. <laughs> uh, în acel nimic. În acel cânt. nimic, e o chestie acolo și ne dăm jos din mașină. Eu m-am băgat sub mașină să văd ce se întâmplă. După care vine ăsta și îmi zice, vine Florentin și zice, bă, cine îmi pare rău, na. Am sărit și o calubă și mie îmi -mi pare rău, asta e, da. odată de mă mai în jur de mamă, jur că spart dinții. <laughs> e... Aia a fost cea mai nașpa perioadă mai, și cea mai nasoală chestie din punctul meu de vedere, dacă mă întreb pe mine. Nu, frigul, te adaptezi la frig, te adaptezi la uh, lipsa hranei dacă există sau nu există hrană, că supraviețuiești fără mâncare câteva zile bune. Știu că mi-ai spus că a fost o mare problemă, mi-aduc aminte atunci când v-ați întors în povesteai cu motorina. Că nu e orice motorină. Nu, motorina e un albastru așa, poate chiar mai deschis. La un moment dat zici că mă dădeam cu parfum. Oamenii au o motorină super aditivată. Motorina pe care la noi nu o găsești. Că noi -ai nu cum. trebuie să faci nu, la... n noi, cum. n avem minus 50 de grade. Deci, aia rezistă din ce ziceau localnicii undeva Bă. la minus 70 de grade. Pentru Man. că majoritatea mașinilor la ei surprinzător sunt diesel, nu cum se așteaptă lumea să fie benzină. Majoritatea sunt diesel și tu imaginează-ți că oamenii aș lasă mașinile pornite, lucru pe care l-am făcut și noi, toată iarna. Ei le pornesc în octombrie și le mai opresc nu, în... la sfârșitul lui august. Ah, scuză-mă pe mine. Da. Și le opresc uh... În la miji, zi de vară, La mijlocul lui iunie, iulie, știi? <laughs> în unica zi de vară. <laughs> Merg mașinile aia... majoritatea fiind Toyota. Da, păi, da, ce atât s-a putut. Și da. Există... Dar zim ce este în Tixi. Bă, Tixi 1, Tixi 2 și Tixi 3. Nu <laughs> te mă împui de aici. A fi aia, bă, fază, ești, bă, ești prost la cap. Ajungem noi în Tixi. <laughs> <laughs> oamenii ne văd pe acolo care arătam altfel, fără ochii migdalați, nu mamă, nu veniți și pe la noi. Noi la Tixi, Cornel, trebuia să, trebuia să ne ocupăm de mașini, să schimbăm uleiuri, să schimbăm, trebuie să te ocupi de el. Cornel, fiind vorbitor de limbă rusă, s-a dus el peste tot să rezolve cu Mihai. peste drum de hot, așa zis un hotel, care de fapt nu era un hotel, era o un fel bază de un militară ceva. de internat, de ceva, nu știu, unde stăteau cadre militare. Păi de vine bănuiesc că acolo nu armat altceva ce rog să fie. Peste drum de toată chestia asta era o școală extrem de bine pusă la punct. Horror pe din afară crede-mă, înăuntru super curățenie super pus la punct tot. ce mizerie să fie acolo când e 90% zăpadă? Păi, floșcăială. Dar nici măcar nu există. Deci toată lumea, papucii, lăsați frumos, curățați, aranjați, pus la locul lor, lucrurile în clase, în sălile de clasă, punctele puse la punct. În fine, toate bune și frumoase. Vină ea de la școală, bă, nu veniți să le povestiți și voi copiilor cum e la voi în țară, să le arătați niște poze eventual, să... că eram ca ăia cu maimuța pe plajă, știi? Da, da. Gata, hai că venim. Și le arătăm poze, le povestim cum e pe la noi, cât e de frumos, vara, cald, văzuseră răpoze de prin delta, ci, că avea fiecare prin valiză pe laptop, pe ce aveam și noi, niște poze de acasă, că nu te gândeai că cineva trebuie, da, da, Bineînțeles că eu am găsit o grămadă în, în, în laptop și nu numai eu, și Florentin. Noi. Și, și, noi, și noi, noi curioși. Așa. Păi, ok, tixi, tixi. ce în tixi 1? A, ah, păi, tixi 1, blocurile, un magazin, un... A, ah, super. Bă, acum noi suntem în tixi 3, școala mai încolo iar aeroportul. Wow. Păi și în tixi 2? Oh, în tixi 2 e cimitirul. <laughs> la mijloc. Le, la mijloc. Păi, stai -mi pic. Eu n-am putut să mă abțin. O pe doamna, păi, și cum faceți când o mirlește unul? Păi așteptăm să dea căldura să putem să poată să-l băgăm. Ah. Da, să poată să sapem pământ. Da, păi fiind permafrost nu... Da. Dar cum construiau mă, în permafrostul ăla? Pe piloni. Înainte? Pe piloni. Totul e pe piloni. să pau niște, imagine, niște găuri, turnau beton da. și... Că mai arăta niște poze și erau și blocuri de... Și, și, uitat și -o Până... Și blocuri turn totul pe piloni. Dar acolo în Tixi, bine, bănuiesc că acolo cu tremur nu e să pune problema, ce? dar în Tixi 3 acolo era baza militară, ce doamne iertă mai era? În Tixi 3 era baza militară, hotelul ăsta unde stăteau cadrele, pentru că era foarte aproape... Acolo e polul micul, frigului cu... e în Tixi sau unde? Nu, 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 Verhoiansc. Verhoiansc. Acum, unii zic că e Verhoiansc, unii zic că e Omniacuțc, habar n-am. Dar în Verhoiansc cum ați ajuns? Cu mașina <laughs> Bine, nu, mă gândeam că v-ați dus pe jos. Dar zic cu la care s-a dus cu, care a făcut o drumul ăsta. Da, așa, mă, bă, ești nebun la cap. Bă, tu știi mai multe decât mine. Păi Eu mai... Trebuie să mă întreb, că... Păi m-am uitat, mă, la de documentarul. Toată lumea, seama, că an de zile toată lumea te întreabă. La un moment dat aveam o placă făcută. Și povesteam exact aceeași chestie, mecanic. de întreabă-mă și îți, spun. Păi, da. Ajunsesem noi la Verhoiansk și era un nene, un localnic. Mamă, și noi ne îți dai seama, noi până la faza aia ne dădeam Pai, Păi, de capul nostru unde am ajuns, ce realizare, ce performanță, ce... O, omul făcuse pe jos, mai ești nebun. Începuse cu bicicleta, după care bicicleta cedase și cu câinele, pe hmm. jos toată partea de nord. Deci noi eram pistol cu apă. La un moment dat... Bine, bănuiesc că el a făcut-o în alea două săptămâni de vară. Nu, no, luni de zile a mers. Păi și cum dracu un iarna aia? Cum a mers? Zilea. Adică unde a dormit? Cum să? Bine, pentru voi Par oricum fun. minus 50 de grade erau clar la revedere, dar pentru ei erau, îmi imaginez, că i-am văzut pe bicicletă la voi în film. Pe, pe, și copii mă afară se jucau fotbal, El românii erau fără mănuși și noi eram în fofolii și că... Ce da, adevăr că e cadrul ăla minunat în care voi sunteți, poze. voi sunteți cu, cu șubele pe voi alea North Face plover. și ăla era în pullover, da. da era un, un puștan acolo în pullover, juca fotbal și fără mănuși, fără nimic, avea niște ciubote, cred că erau și găurite în talpă dacă Dacă că trebuie pe mine. Meu. Da, și moșulic ăsta a făcut toată partea de sus, toată partea de nord a Siberiei, la un moment dat pe jos uh, rămăsese fără hrană, fără când duse de greu foarte tare și a mâncat câinele. Mă. Mă. Bă, Siberia nu e, foarte frumoasă, codrule, crede-mă, e foarte frumoasă. Ei, nu ai timp suficient să o vezi pe toată, că e enormă, imensă. Dar e foarte grea, e foarte greu de trăit acolo. Gândește că în toată pustietatea și în toată imensitatea de, de teritoriu, ei sunt 3 milioane. Siberia, doar Siberia. E, că e de vreo 15 ori decât teritoriul României, nu? Sau Siberia cât e? sau Republica Saha, cum îi, îi mai spun ăștia, am înțeles că e de 7 sau de 8 ori mai mare decât uh, Franța. Nu, poftim. Înțeamnă si Și deci e imensă. E imensă. Da, și în toată imensitatea aia sunt doar 3 milioane de oameni. Pentru aduc aminte că un amic de al lui Cornel din Iacuțc avea un în după Batagai. Da, practic acolo și... ultima localitate care ar fi? Tixi. Tixi, e ultima da. localitate. De acolo încolo... Cel și... mai nordic punct. La revedere. Tixi. De acolo mai face un pic și caz în Canada. Bine, ajungi și la cuiu din hartă, ca să spunem pe aia. Păi, dreapta. cam pe acolo am fost noi. A, foarte aproape. Mă da, ce v-am încapă voi în, în locul ăla unde nu intră lumina, zic ce spun acolo? Doar aventura da, sau aventura, ce? Aventura, mă și prostie, din cap omului și hai să vedem. Bă, noi, bărbații, bă, știi cum e că de multe ori le înțelegi pe femei. Noi suntem niște. niște copii cu ceva ani în plus, în buletin, atât. Ca în cap de multe ori, nu. Da, e adevărat că nu avem prea multe ce cei drept. Știi. Dar totuși să vă apucați să faceți toată nebunia asta care, îmi imaginez că a costat, nu? Că ați tras vreo linie până Hai să schimbăm subiectul. Că dă scos bani pe film și pe asta, nu se pune problema. Hai să fim serioși. Nu, nu de altă Dar nu are rost să discutăm acum. Nu. Vrei să-ți spun cât am luat de la Digi? Nu, mă, nu. Cât ați investit voi? Digi a plătit 5.150 de euro. Ești nebun la cap. Păi și voi cât ați investit în toată Chimbă teva? Schimbăm subiectul că se uită și nevastă mea, lasă-mă în pace. <laughs> Ți-e frică că dorm pe preș, Eu am rată la casă, mă, <laughs> ești nebun la cap. Oh, ală, oh, ală. Oh, oh. tu vrei să-ți pun sume? <laughs> Mult. Mulți bani. Mulți bani. M-au meritat. Da. Da, pentru Ai că vezi. Nu, nu duci nimic cu tine. Deci da. asta Când -o pui mâinile pe piept, până... Ce spune un om care era să o Ai văzut-o pe aia, Acolo odată când o crepat gheața aia de făcuse pe mine și de două și făcuse două infarturi. Nu da? sunt mulți cei ce au văzut materialul. Cum a crăpat gheața? Bă, deci noi începusem să mergem pe zona, să intrăm pe, pe lacuri, că sunt mult pe lacuri, pe, pe râuri. Și intrasem pe Lena, pe Fluviu, care e imens. Noi neștiind, pentru că n-am avut de la cine să ne luăm informație suficientă, am intrat, în, am intrat pe Lena, la un moment dat crăpase gheața și căzuse într-adevăr mașinile, dacă mi-aduc eu bine aminte, mașina lui Mihai. Roata din spate căzuse 30-40 cm. să înțeleagă oamenii. În 30-40 cm. să înțeleagă oameni, că e groasă zdravă, nu e. Acum e simplu de discutat. Da, Dar normal. Atunci, acolo fiind, nu mai era, nu fusese simplu, pentru că nu știam, nu avusesem informația asta. Am aflat-o pe traseu, ne-a spus, băi, stați-vă liniștiți, are aproape 2 metri grosime. E, Venea, un, venea ceva apă termală. Okay. de, din maluri de undeva și topise stratul de gheață de la suprafață. Aha. Ăla se spărsese și noi acolo căzusem cu mașina. Bun. Eu acolo apa se dezgheață vreodată? Da. Da. Și că vara e senzațional. Bine, știu că acolo o marea problemă de fapt și de drept vara nu e că n-ar fi foarte cald, ci că sunt miliardele, miliardele miliardelor de țânțari. Da. S-a spart gheața, am coborât din mașini. E un campionat fiind Copilot, copilot. Cornel fiind copilot cu foarte mare experiență, că de fapt în el era Pioa întâi. Da, vioara întâi. Ne-am apucat să căutăm toți drumuri. Aveam stații de emisie, recepție, normal, că plecam de, cum pe, pe bune, plecam de la off din România, unde fără stație ești mort. Asta era chestia de bază. Găsisem drumuri. Drumuri ce înseamnă? Are gheață mai tare. Și zic, ăsta e trage mașina, pune-o pe direcție, hai, 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 și auzi. Brrr. Bine, bănuiesc că zgomotul ăla este căpiant. Eram singur afară, pe filmare se și vede la un moment dat, băieții erau mult mai, mult mai în față, știi? Eu dirijam mașina, uh, ultima mașină, adică mașina în care eram eu, mașina lui Andrei Mușețeanu. O mam m-am făcut pe mine când am auzit-o pe și m-am uitat exact cam desenele animate, știi, când o vezi că vine și trece printre picioarele tale bine, dar nu toți 2 metri stratul superior, evident stratul superior după aia noi aflasem, bă, stați, bă, liniștiți dacă deja e sub minus 30 de grade, gheața are 2 metri, are atât are atât hmm. pleznește acolo puțin trebuia să mergeți liniștiți. Ne-am întâlnit cu camionagii, frate, care, care au tone. Tone. Mergeau ăia ca mintiți, dădeau prin stație, vezi că sunt unii cu mașinile mici, nu eram ăia cu mașinile mici. Ce -ai, nișine, deci mor. acolo viața nu se oprește. Nu. Nu, și băieții câștigă bani. Deci ăștia care fac uh, ruta aia, pentru că se merge numai pe apă, nu există șosele. Deci tu mergi doar pe apă. Mi-aduc aminte că la Tixi... Pe firul apei. Da. Deci la Tixi fiind, noi ne făceam planul de bătaie și se anunțeau furtuni, acele furtuni de zăpadă pe care le-am și prins. Acolo, Mușețeanu, Andrei Mușețeanu și cu Andrei Nistor s-au hotărât să se întoarcă în România. Dar de ce au decis ei să plece? Pentru că se anunța vreme nasoală. Noi am avut ca o mică ședință. Bă, Știu că fac? a fost un moment în care... Cum... A fost un moment critic. Ce facem? Pentru că nimic nu se arăta cum trebuie pentru noi din punct de vedere meteo, știi? Deci, practic, în mod normal, decizia logică ar fost să vă întoarceți toți. Dacă erai om cu toată țigla pe casă, așa cum au fost cei, cum doi, au Andrei, fost cei doi, Andrei, da? care au zis, păi, stai un pic, noi avem nici familie, avem business avem... Și au rămas hai duci, Așa, ce o furtună. Hai să mergem conștiență, când ajungi acasă, stai să te uiți la film, știi? Stai așa și mă uitam la, uitam la nevastă mm -hmm. Mm -hmm. Cum a fost acolo? Fain. Nu mai puteai să zici Erai... că ai suferit. Nu mai, de, nici nu mai conta că deja eram ajuns acasă. Eram ajuns, eram ajuns acasă. Da, mă, dar ați realizat un film. Știi? Câte părți are până la urmă? Nu mai mă aduc Bă, la El e făcut din cinci părți pentru că da. așa ni s-a cerut. Eu inițial am zis haideți să facem un 50 de minute cu cele mai tari cadre, nu o chestie lungită. Să le spunem oamenilor că vom pune linkurile de la documentare, sunt toate pe YouTube. Toate le pe și YouTube. Și le punem pe, o să le punem pe, uh, în descriere. Eu când am discutat cu băieții de la Digi, de la Digi World, le-am zis, băi, facem 50 de minute. Cum se facem o mod normal? Nu ai tone de material, pentru că noi nu am fost cu buget și cu rescue team și cu tot ce trebuie. De, cum trebuie, cum a plecat. trebuie a plecat. Nu, domne, că știți, să ne trebuie spațiu de emisie să-l acoperim, să-l îngropăm. și am făcut o chestie, am lungit-o. Așa lungită cum e, eu zic că tot a ieșit ok. Păi nu e că primele două episoade sunt dedicate pregătirii, care mi s-au părut foarte interesant, mă rog, primul și ceva. E cumva altfel făcut filmul, de fapt, toate astea cinci episoade sunt cumva diferit făcute. Nu Episodul 5, din... practic, e un mix exact. din fiecare. Exact, bine? exact, exact. Nu, e, e interesant de văzut, adică nu e. Uh... Și plus de asta e o premieră pentru televiziune românești pentru, nu știu, pentru producția video românească. Eu nu mi-aduc am să mai fi fost cineva. Acum, mă rog, după voi au mai fost oameni. Bine, au mai fost și în pe dacă te uiți pe forumurile de off uh, sunt tot felul de discuții pro și contra, că domne, ei au fost din au mai sunt niște băieți de la Iași care mai fuseseră cu un aro, dar au fost în, cu totul și cu totul altă parte a Siberiei, asta nu vor să înțeleagă mulți. Unul la mână, noi nu suntem în competiție și n-am fost în competiție cu nimeni, cum băieții de la Iași n-au fost în competiție cu noi. Siberia este imensă, oamenii nu-și pot imagina cât de mare. Pe hartă, tu nu o vezi, ok, vezi o chestie acolo, dar fizic, tu nu-ți poți imagina cât e de mare. Da, păi mi-ai spus e. că nu se calculează în kilometri, să calculează în zile. E. Nu știu dacă am un telefon, trebuie să caut. Am o poză făcută cu telefonul la GPS. Era rândul meu, eram la volan, deja mă plictisisem de cât, eram, de timp eram la volan. Mâncasem două sau trei pungi de semințe. Că semințele au fost baza acolo, ca să nu adormi. Da. Uh, și dau prin stație. Bă, mi s-a stricat GPS-ul, sunteți nebuni. Păi, Păi mi arată să fac în 1129 de kilometri să virezi la stânga. De la Hunedoara până aproape de Paris, sunt 1200 de kilometri, 1300 de kilometri, ești nebun? Și el îmi zice, tu te îmi bă zic, băieți, nu voi, bine, hai înainte. Niciun... Prima la stânga era în 1200 de kilometri aproape. Ce, ai? ce te-a frapat la modul de viață al oamenilor de acolo? Nimic. Nimic. Adică ce te-a ce te-a pus cumva pe gânduri să zici, bă, e bine la mine? În momentul în care ajungi acolo și vezi oamenii cum trăiesc, în câtă simplitate trăiesc și cât sunt de happy, cât sunt de fericiți, bă, te bucur că ești născut în România, credem. Nu ai. Fiecare interpretează lucrurile și uh, uh, experiențele cum dorește. Pentru mine Siberia, întoarcerea din Siberia a fost, frate, am tot ce-mi trebuie. nu îmi trebuie mai mult de atât. Pentru că deja aveam cu cine să mă compar. Mai fusesem în foarte multe locuri unde oamenii sunt amărâți. Ăștia nu erau doar o parte dintre ei, pentru că nu-i consider amărâți, că nu sunt. sunt. Sunt fericiți, doar că trăiesc greu din cauza condițiilor meteo, pentru că nu le lipsește mâncarea, nu le lipsește... Ei sunt fericiți fără telefonie mobilă, că nu există în multe locuri. Ce să faci cu telefonie mobilă în Sulahara, unde pune uliu frână? Că e o localitate, poate de, nu știu, la Naiba, de 15 case, 15 locuitori. Sau nici, nici nu... Da, 15-20 de locuitori. Chiar așa se numește localitatea? Da, Aia, la, la Naiba. 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 Și, și chiar este la Naiba? Păi la dracu în cărți. <laughs> păi mai trebuie spus că acel uh, Tixi este ultimul punct solid pe care voi ați fost. Da. De acolo v-ați mai făcut pe, o buclă un pic. Am mai făcut o buclă. Vezi, întreabă-mă că iar, uit. Uh, păi pe asta de fac. Pe, <laughs> adică încerc. Na. Pe Delta Lena. Adică... Pe un fel oceanu... de delta Dunării. Oh. Da. Pe... ești pe oceanul înghețat. Hai să nu mai dăm din... La câmpuță. Exact. Ești pe oceanul înghețat și o colegi, de, de, acolo am plecat, am, ocole, am intrat pe ocean, am, am făcut o buclă Cam într-un mic golfuleț, știi? Bine, voi vrea să vedeți dacă toyota sunt și... Nu, nu. Planul nostru, pentru că acolo, până acolo puteam merge, acum nu știu din ce considerente nu am fi putut urca mai sus eu vreau să cred că nu ni s-a spus, dar asta cred eu nu știu ce care e părerea băieților, dar eu vreau să cred că n-am putut merge, nu ni s-a dat voie să urcăm mai sus din, din considerente strategico-militare sau cum vrei tu să le numești pentru că undeva în mijlocul oceanului asta trebuia să spui că voi acolo ați primit un permis special ca da, să ajungeți Deci de la Iacuț încolo, noi am așteptat câteva zile în Iacuț tot Cornel a intervenit cu prietenii lui, motocicliștii, din Clubul Moto. Ei ne-au ajutat cu permisul ăla special, că altfel n-ai ce căuta acolo. Deci e clar că era o zonă Plus strategică. O, o, Încă o chestie. La permisul special ne mai trebuia un permis special. Ca să treci prin naiba. Ah, okay. Da? Deci. Permis special la permis special. Da, n-ai cum să te gândești că îți mai trebuie încă o hârtie când singurul drum către Tixi duce prin naiba. Nu poți să iei pe la ploiești. N-ai cum. Deci e acuțc, e linie dreaptă, pe apă, pe ocean. Știi? Nu te poți duce prin altă parte. N-am știut. Și ne-am trezit la Tixi ne cazasem și a doua zi dis de dimineață ne-am trezit un cas, în cameră cu trei tovarăși de la fostul KGB, FSI, cum le zice acum, la control tot. Tot ce s-a filmat, și nu s-a filmat foarte mult, și s-a pozat în tixie, am reușit eu de a mai ciunti niște poze. Le-am făcut... le pitit. Da. Dar puțin. În rest, băieții au, tot au verificat tot, fiecare cadru în parte, l-au luat, stat, nu știu, de pe la 7-8 dimineața până după amiaza la 5. Și nu ne interesează nimic decât Tixi. Ok. O văzuseră drona, hai afară să ridicăm drona. Zic, băi Cornele, să explică omului în, în limba în, lui, în, 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 rusă, că nu zboară, că e prea frig. A trebuit să o iau, să îi dau drumul, am ridicat o jumătate de metru. Tremura toată. S-a convins omul că nu n-am nicio șansă. A zis ok, las-o jos. Mm. N-ați pierdut ceva mega important ca imagine, nu? nu? Am, cred că am vreo două fotografii. Sunt niște case de lemn, niște rele, singura bucată de drum asfaltat, perfect uscată ca masa asta. Dar cum dracu l-au curățat? Am înțeles. Mister. Da. Nu știu ce mister. Când am ajuns la Txi sau mai găsit doi tovarăși care să ne explice. Să-ți lase de înțeles că Frank în față nu ți-a spus nimeni, știi? Dar îți lasă de înțeles. Acolo aterizează, decolează în caz A, de urgență. Deci era, da, am înțeles, gata, am ce... pot? Și le pui cap la cap, stai un pic, la vine, mă controlează, îmi ia imaginile, mi le șterge, de ce? E pentru clar. că până la urmă sunt 15 oameni în, tot, în toată localitatea Naiba. Adică, serios, n-am văzut pe nimeni, că nu e și nimeni să ne facă cu mână. Erau niște cai. Ce-am pozat, s-a pozat cel mai mult acolo, erau niște cai. Au niște căluți așa micuți, gen ponei, dar mai flocoși. Sunt cu cojoacele pe ei. <laughs> Îmblăniți. Da. Iar ăia sunt folosiți pentru hrană. Păi da, doamne da nu vrei să vezi porcul pe acolo, că ăla, ăla e frig, e îngheață ochi. În pateu. <laughs> Băi, acum termină cu această aventură pe care în mare măsură cred că voi reuși să o și ilustrezi și cred că va fi interesantă. Astăzi tu faci fotografii în ATP, în WTA în momentul ăsta, și da. mai faci și în Premier League. Da. Cât de greu să ajungem în Premier League să fii fotograf oficial? Păi, greu. Am așteptat mai bine de una jumate. Acreditare? Sau acceptul? Acceptul? Da. Pentru a obține acreditare. Trebuie să ai pe lângă portofoliu, pe lângă toate. Suntem doi străini, din ce știu eu. Sunt eu și un argentinian. Știi cum mi-ai spus că trebuie să faci un examen medical? Nu, 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 nu. ăla l-am avut la MotoGP. Ah, la MotoGP. Pentru că eu după ce am făcut și al doilea infart, gândul meu nu a fost la fotbal niciodată. Așa că mi-ai zis că ai văzut moartea de două ori. dată, ai văzut-o când s-a rupt gheața și a doua oară? Uh, când am făcut infartul, primul infart. Da, uh, eu niciodată n-am vrut să mă torc. Eu, eu n-am avut în minte niciodată fotbal. Eu am vrut Unde să erai mă... când ai făcut infarctul? Acasă, acasă la Hunedoara. Pur și simplu așa, într-o dată hâți. Dintr-o dată, erau un prieten bun, în oraș, mi-a lăsat mașina la garaj, el m-a dusese acasă, că eu stau în afara orașului, la vreo 10 km, și zic, hai bă, Cristi, stăm să bem o cafea, fumăm o țigară și mai cam măsi. Era în 30 ianuarie. văzuse că nu mă simt nu sca lumea eu am pus toată starea aia de rău pe să mă obosești. Pe seama, nu, băutului de cafea, beam foarte multă cafea, beam undeva în jur de 16 espresso pe zi. Și zic, că ai de la cafea, cu siguranță. E, ce ce era infart în toată regulă. În fine, a plecat omul și mi-a zis, bă, dacă e ceva, mă suni. Eu acasă nu am semnal. Și pentru prima dată de când stau aici, în, în casa asta, m-am dus în dormitor la etaj. A fost prima dată. Și acum eu nu mă duc sus să dorm. Când mă ia somnul la prânz, dorm în living, în partea de jos a casei. Acolo m-am dus, acolo am avut semnal. Dacă eram jos în living, eram ceau. Făcea podcastul ăsta cu altcineva. <laughs> Serios. A fost un moment de cotitură? Ți-a dat o frână? Da, frate, îți dă cu virgulă. zici, bă, stai că mor ca prost în casă. Aveam un tricou rupt în spate că rasem niște lemne de dimineață. Zic, nu mă mai schimb că mă duc să las mașina la garaj. O pereche de blugi erau pârliți între picioare. Cu ce stai prin curte? Știi? Că nu mă duceam la... Discutasem cu Cristi, mă luam, mă duceam, mă aduceam, deci nu aveam nimic de făcut. Și mă ca Prostul, cu ce? Și pentru ce te chinui. Nu, fă ce îți place. Eu mi-am, mie mi-a dat riset atunci, știi? Și am zis, nu tata, Am și făcut foarte mare curățenie și în lista de prieteni. Păstrez oamenii foarte. Deci e, e un punct de coditură da, asta. Da. Plus că eu am ajuns în spital, gândește că în alea eram în Timișoara, mă internasere pe mine la Institutul Inimii, eram numai de ăștia cu infart, infarctiști, cum le zic eu, eram într-un în, într într salon, într-o boxă, cum vrei tu să-i spui, cinci, descursiți te de un geam așa și dincolo alți cinci. Și în alea cinci zile cât am stat internat în, ținut în reanimare acolo, sau terapie, nu, terapie intensivă era aia, 14 morți în cinci zile. Să fi legat la aparate și auzi, tic, 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 Întorc. știam că-s viu, dar mă întorceam să văd dacă e aparatul meu în patul 3 era 1, 2, 3 un grec lângă mine și eu eram al 5-lea pat la geam, aveam priveliște în 4 3 într-o zi ori schimba 2-3 oameni Ma. nu mi-a mai trebuit țigări, nu mi-a mai trebuit nimic eu n-am avut nici măcar un minut de sevranș Păi după o chestie de-asta îți trece de, de... nu-ți mai treci și băgam două pachete de Lucky Strike deci nu fumam uh, de alea paie. Da. Niciodată n-am fumat țigări slabe. La mine tot a fost hardcore. Cum e acum viața în uh, Premier League? Băi, e altceva. crede -mă, e altceva. Fotbalul e... Adică, hai să o luăm altfel. Tu, nu al prea cu tu când primești... Na, na Când primești... Um... Cererea de fotografii primești pe fiecare jucător în parte nu, sau cum? Nu, primești nu, pe atmosferă nu, sau cum? Nu, nu. Ai niște chestii pe care trebuie să le faci la început. Da? Overview. Stadionul, atmosfera, fanionul. Galerie. care exact. Părțile de început. Pentru care se dau la ziar. Înainte de a se scrie. Articolul în sine. Articolul despre echipa X a câștigat, Vasilica a marcat și așa mai departe și după aia ești concentrat pe acțiunea din timpul meciului și trebuie să-l prinzi pe când dă cu cotul, pe ăla când dă gol, pe ăla când... Știi? Și tu îți faci selecția, normal că îți faci o selecție, ai luat pozele, le-ai încărcat în secunda 2. acolo, pe marginea terenului, schimbi metadată, pui numele jucătorului, cum îl cheamă pe care e la mince, ce face, cum face, și e dat drumul. Ești mulțumit? Da. Ești fericit? Foarte. Ești realizat? Profesional deci, vorbind. Profesional, da. Te simți că, într-adevăr, ai atins acea, acel vârf pe care îl căutai? Uh, da, dar mai e un pic. Cât mai ai până să obții fotografia perfectă în fotbal? Eu sper ca fotografia perfectă pentru mine să vină în 15 mai anul ăsta. Ok, de ce? pentru că jucăm finala Cupei României. Suntem echipă de Liga 2. Trebuie la Corvinul. La Corvinul, Corvin. da. Okay. Deja la ora asta s-a terminat meciul. Nu știu cu cine vom juca, că sunt aici cu tine. Uh, și atunci sper să am fotografia perfectă din fotbal. Mm. În iunie voi pleca la Euro. Fotografia perfectă pentru mine a fost în MotoGP. E... oricum o dau cotită, tot acolo ajung. Care dintre ele? Una din alea două pe care n-ai luat banii? Sau nu, Ana, alea, pistol cu apă. Cred că ți-am și trimis-o, acum ți-am trimis-o, ți-o voi trimite. E Valentino Rossi, la briefingul de dimineață, că începusem să-ți povestesc despre ea și n-am da, reușit am să te Am sărit așa. dintr una între alta. Mi-a lisesem eu locul la calunia și la briefingul de dimineață mi s-a... spune, tu trebuie să faci aia, 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 aia. Și eu aveam elbow down. Da? Cotul, Cotul pe jos. Pe jos. Și din partea lui monster, lor le trebuia să se vadă pe vizieră logo-ul care e atâta mama măsie aici, știi, pe viziera lui Rossi. Blană poza. Blană. Ți-a ieșit? Cred că din prima sau a doua. Serios? Da. Blană. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai din, uh, din activitatea aia? foto? Și după aia cea mai tristă. Sau ia în ce ordine vrei tu? Bă, toate se leagă, iară mă duc înapoi păi. la MotoGP și iară mă duc la Rossi, pentru că fiind mega fan Rossi, cu toate că am avut o relație super mișto și cu Paul spalgaro. Uh, uh, sunt foarte Dani Petroza e un tip foarte mișto și cu care am comunicat foarte ok. Alex Brins, iar mai mulți piloți foarte, foarte morbideli, sub Andreea Doviziozo, Danilo Petrucci, cu care o, tocmai a avut un accident. Danilo e, e, bomboană. Dar, fiind mega fan, eu sunt, eu sunt un tip foarte pasional. Deci eu chiar pun mega pasiune și în momentul în care... Păi îmi... probabil că de aici și succesul în fotografie. Și probabil, da. Și în momentul în care îmi place ceva... Uite cum e că eu, echipa mea de fotbal. Știi? Uh, îți voi trimite o poză, să te am... Eu i-am pozat pe Chelsea. Așa. Și anul trecut trebuia să vin acasă. Echipa mea juca meci de baraj din Liga 3-a să promoveze în Liga 2-a și le zic astora bă, uitați, știți, eu aș vrea să plec. Uh, nu că aș vrea să plec, eu plec. Pentru că, păi stai un pic, da, știi, noi avem meci, da. <laughs> și so și ce e coordinul nebunilor, nu, nu mă interesează Chelsea, știi? Și oamenii au apreciat lucrul ăsta. Bă, stai un pic, echipa ta e în Liga 3 -a, da. Și tu ești lângă echipa asta, da. Ok. Te uiți pe gențile mele că sunt aici la tine în casă. Da. Monopied, obiective, geantă, peste tot. E Corvinu și în jurul lui Corvinu sunt celelalte stadioane, sticărele celorlalte echipe. Căi Chelsea, căi Barcelona, că nu, Corvinu și restul. Și de-aia pun foarte multă pasiune și am fost și cu uh, Valentino, pentru că am pus foarte multă pasiune și îmi place tipul ăsta de când eram, era și el și eu puștan, dacă ți-aduce aminte vremea, perioada lui de început când se bătea cu Giberno sau cu Max Biagi, da? omul e, e super mișto și ca om și ca pilot a fost excepțional, dar ca om în primul rând. Foarte, foarte mișto. Ce și să și mai foarte ai... deschis, ăsta e adevărul. Da. Un... Și să mai ai și șansa să-l... E ce vedetă accesibilă. Da, domanii. da. de -a și are carismă, De-aia și numărul ăsta foarte mare de fani. Și fiind acolo în... Adică stai la masă cu el și mănânci. Da, știi? Da, da, da. Și îți, îți dă... Niciodată nu, ți -o... nu Mie personal nu mi-a lăsat impresia că să-l privesc ca pe... Nu, îl priveam, bă, inea Valerică. Eu mai făceam mișto și ziceam Valerică. că Vale. Da. Bine, nu-mi permiteam foarte da, mult, dar... Da. Uh, te simțeai relaxat în prezența lui. Deci nu aveai... Trac, nu aveai, știi... Și probabil că de aici și fotografiile ieșau bine. Mă chinuiam cu alți piloți, ieșau. Dar la el era parcă dădeam ceva în plus. Când știam, că mă uitam pe monitoarele alea de care îți povesteam, că asta învățasem de la Gigi, un, eu mă uit cu stângul prin ocular și dreptul îmi rămâne deschis, că asta mă învățase Gigi. Ja, când știam că se apropie, <coughs> scuză-mă, <coughs> că se apropie Valentino, era altceva. Eu sunt de părere că dacă nu dai, și așa am fost educat, și așa am fost crescut, dacă nu dau minim 110%, nu voi putea avea rezultate. Trăim epoca în care fotografia dispare? Nu cred. Nu cred și am să spun și de ce. Ce faci tu cu telefonul, da, clar, nu o să se compare -o niciodată. Nu se poate compara cu ceea ce fac eu. Într-adevăr, echipamentele foto sunt foarte scumpe, sunt ori deveni și ele extrem de performante extrem de scumpe. Iar nu o să zic prețul că dacă dau colțul și le vinde nevastă, mai e ca la pescar, știi? Le vinde la prețul pe care l-am spus eu, nu pe care l-am... Dar nu cred că va muri. Nu mi ai spus. E o ramură a artei. Cel mai trist moment al meu? Da. În momentul în care n-am nu am trecut testul medical să mă întorc cu în MotoGP. T în ce constat testul ăla? Nu înțeleg. F fiind foarte cald pe marginea ă, tracului, eu am șapte stenturi. Eu, mă, normal, nu am voie să stau în căldură. Acum, la, la, la turneu, la ATP, fiind, am ă, prins una din zile foarte, foarte cald. Eu nu spun nimănui mă feresc să, 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 mă trag pe vine, știi? Mă duc până la capăt și îmi termin treaba. Dar mi s-a făcut rău. Pentru că e foarte calm. Da. Deja am... Nu mai trec ITP-ul așa ușor, știi? Da, vă că te emoționa chestia da. asta cu netrebutul. Da, și aia... Faptul că n-am trecut ITP-ul să mă pot întoarce... Uh, pentru mine era mai mare bucurie să fiu înapoi în MotoGP decât în, în Premier League. Dar nu-ți mai mulți bani aici în Premier League? Că până la urmă... Întotdeauna în fotbal sunt mai mulți bani. Asta zic. La un moment dat te gândești că bă, mai trag 7532 de cadre și mă pensionez și eu ușor așa. Nu știu dacă te pensionezi. Nu știu dacă te pensionezi. Până când te vezi făcând forma asta de artă? Nu știu. Cât ai putea. Cât ai putea. Faptul că okay. sunt în Premier League acum și pozez acolo, Premier League Championship, UEFA Champions League și ce Dumnezeu se mai întâmplă în fotbal, pe mine mă ajută. Eu o iau ca pe o experiență, eu o învăț din orice. Pe păi și până când stai să înveți? Toată viața. Pentru că se schimbă lucruri, se întâmplă lucruri tot timpul. Și va fi o experiență foarte mișto. Voi acumula foarte multă experiență în fotbal, în mod special, astfel încât când mă întorc și dacă voi reuși să și pozez pentru Corvinu ca și fotograf oficial, să le livrez niște poze. Deci asta bombă. e visul tău? Da. Să fii fotograf oficialul Corvinu? Da. Atât de, atât de... Corvinu mic e cea mai... prin comparație cu... E cea mai mare echipă de fotbal, Corvinu. Da, vreau deci, că da niște nume grele. Deci, oamenii nu înțeleg. Poate, poate, poate că nu-i Barcelona sau uh, Real Madrid sau nu știu ce. Dar nici echipă. măcar FCSB. Uh, da. Pentru, sub, pentru suporterul adevărat, cea mai mare echipă ever, cu care e aia, e cu care ții. Corect, așa este. Care este cea mai modestă vedetă pe care ai cunoscut-o? și care e cea mai mare dezamăgire? dintre vedete recunoscute. Mar Marquez. De ce? Pentru că Marc Marchez pare a fi totuși un tip așa da, îți zic ce deschis. Bine, nu-i ca Valentinul. Îți, îți zic, zic ce m-a dezamăgit m la el. Într-o zi mega lejeră pe circuit, într-o zi de joi, erau niște fetițe, eram, dacă mi-aduc eu bine aminte, la în Aragon. Da, în Aragon. Ziua de joi e mega relaxată în, în padocuri. Mega relaxantă, pentru toată lumea. Fetițele astea făcuseră un uh, un joc așa mic, un remi. Fiecare piatră din a de remi, piesă de a nu știu să joc remi, nu știu cum le zice la alea, era pietre. cu uh, o poză de a lui. Foarte fain făcută. Așa. Știe? Erau niște copilițe de până în 12 ani, nu știu dacă aveau 12 ani. Marc, Marc, și de ale uh, spanioloice, știi? și au cerut un autograf. i au dat cadou și cerut să un autograf și fotografie cu el. Atât. Și a luat, și a luat omul Remi ăla și a plecat, a urcat în camion. Bă, cât de, Fără autograf. Bă, autografă. cât de mârșav să fi să lași niște copilițe de 10-12 ani acolo cu ochii în soare. Și alea s-au chinuit bietele de ele să facă chestia aia. Da. Pe când în partea aia Acum vor fi, vor apărea discuțiile pro și contra. Păi, știi, domne, că tu, că fan, nu știu de care. Da, poate sunt puțin subiectiv, dar nu știu dacă Ross ar fi făcut lucrul ăsta vreodată. Mi-l aduc aminte cu piciorul în gips rupt, fiind. S-a oprit, asemnat, a semnat, s-a pozat, o făcea tot timpul. De aia și toată popularitatea pe care o încă o mai are. Ești actorul principal în propria poveste? Cred că da. Nu prea ești sigur. Cred că da, păi. păi știi că mai apar câteodată mici influență ca în film. Știi, apare dublura. Păi da, nu, îți dai seama că da, și tu ești propriu actor în viața ta, nu? Da, cu scenarist puternic în spate. Îți mulțumesc la foarte mult, Sebi. Te pup. A, și a fost eu. o reală plăcere să te-am alături de mine Se seara asta și sunt convins că oamenii vor, vor înțelege multe din din această întâlnire pentru că bă, ai trecut în câteva chestii. De la de la munca în, la vorba aia, la pune în combinat acum să ajungi să faci fotografii în, în, Premier League și trecând prin toate poveștile aș văzând și în nord înghețat Siberian. Codule, aveam la vremea aveam 18 ani în combinat. Că asta nu înțeleg foarte mulți. Acum am 51. În Premier League. Da? Saltul, eu n-am ajuns în Premier League, bă, așa pe se noapte. Copiii ăștia, asta nu vor să înțeleagă. Și eu încă nu m-am acomodat în Anglia și nu mă voi acomoda niciodată că iubesc România prea tare și mă simt prea bine aici. Dar, din păcate, trebuie să lucrez la în altă parte. În schimb, îmi place la ei o vorbă. Înainte să înveți să alergi, învață să mergi senzațională încheiere. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult. Nu uitați like, share, subscribe și mai ales coment. Și vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru că sunteți într-un număr atât de mare, nesperat de altfel, alături de noi. Mulțumesc mult de tot. Și de la la Sebi la Și să ne vedem cu bine. Ce să ne ajuta.